Fiecare dintre noastre a primit în materialele pentru ședință ordine de zi pentru astăzi. Considerând că ați luat la cunoștință de ordine de zi, v-aș ruga să o supunem spre la aprobare. Cine este pentru? Abține? Împotrivit? Mulțumesc! Înainte a trece la ordine de zi, rog pe domnul secretar să ne reamintească ordine de zi la ședința precedentă și apoi pe doamna viceprimar să ne dea știri la o informare privind acțiuni de ecologizare în Comuna Delen. De curățenie. Vă rog, domnul secretar. La ședința din 28 februarie 2017 a fost adoptat un număr de 15 hotărâri, după cum urmează. Aprobarea completării obiectivului contractului privind prin act adițional al contractului de concesiuni 43/2009, aprobarea oportunității efectuării investiției și a indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Delen, aprobarea oportunității efectuării investiției și a indicatorilor tehnico-economici privind lucrările de extindere rețea alimentare cu apă, aprobarea oportunității efectuării investiției și a indicatorilor tehnico-economici privind lucrările de modernizare drumuri de interes local Comuna Delen, județul Iași, și aprobarea oportunității efectuării investiției și a indicatorilor tehnico-economici privind lucrările de înființare, rețea, canalizare și rețea, etapă 1, apă privind investiții realizate de către Apa Vital, este aprobarea oportunității efectuării investiției și indicatorii tehnico-economici privind consolidare, reabilitare, extindere școală cu Poiana, aprobarea oportunității efectuării investiției și indicatorii tehnico-economici privind lucrările de consolidare, reabilitare și extindere școală Slobozia, aprobarea oportunității efectuării investiției și a indicatorilor tehnico-economici privind lucrările de consolidare, reabilitare, extindere școală Delen, aprobare oportunitatea de efectuare investiției și indicatori tehnico-economici privind lucrările de consolidare, reabilitare și extindere școală Feredem. Aprobarea oportunității și efectuării investiției privind lucrările de consolidare și dotare after school în Comuna Delen. Aprobare președinte de ședința Consiliului Local privind pentru rudile martie, aprilie, mai. Aprobarea organizării rețelii școlare pentru anul 2017-2018 în Comuna Delen. Aprobarea actului adițional numărul 18 la contractul de delegare a gestiunii serviciului apă canal Arsaces. Aprobarea criteriilor de partajare pentru acordarea de ajutor sub formă de lemne pentru foc. Astea cele 15 hotărâri adoptate în data de 28.02.2017. Mulțumim, domnul secretar. O rog pe doamna viceprimar să ne citească informarea. Domnule primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Am ținut să am această intervenție în cadrul ședinței Consiliului Local de astăzi pentru a vă pune la curent cu activitățile pe care le desfășoară în această perioadă Primăria Comunei Delen privind ecologizarea comunei noastre. Activitatea de ecologizare a Comunei Delen se desfășoară în baza legislației de mediu existentă la acest moment. Fiecare dintre noi, ca reprezentant al comunității, are puterea și obligația de a influența procesul de ecologizare a propriului sat sau a zonei unde își desfășoară activitatea. Soluția este la îndemâna noastră și constă în depozitarea gunoiului și a deșeurilor în locurile special amenajate și pe cât posibil pe următoarele categorii: cutie și cartoane, ambalaje PET, sticle și cioburi, deșeuri feroase, deșeuri umede. Spre nemulțumirea și noastră, acest lucru nu se întâmplă în totalitate pe raza comunei, ca urmare a mai multor factori, dintre care cel mai important cred că este comoditatea unora dintre concetățenii noștri. Pentru a veni în sprijinul tuturor locuitorilor Comunei Delen, am să revin cu câteva precizări care sper să contribuie la înlăturarea unor neajunsuri în acest domeniu. Astfel, la nivelul comunei noastre, gunoiul este ridicat în fiecare zi de luni de către utilajele primăriei pe trasee stabilite de comun acord cu cetățenii. Pentru a fi ridicat
corect acest număr, vreau să fac următoarea precizare. Acesta ar trebui să fie depozitat în saci de capacitate mai mică pentru a fi mai ușor manevrat. Reamintesc că se colectează cu noi menajeri, dar, cu regret o spun, unii dintre locuitori care nu au înțeles acest lucru, își scot la poartă deșeuri de construcții, resturi vegetale, râpcă, ramuri de copaci și chiar gunoi de la păsări și porci. Pe lângă că este foarte greu de manevrat acest tip de gunoi, el nici nu este primit în stația de sortare și ne ridică nouă foarte multe probleme. Fac mențiunea că pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei au fost distribuite în anul 2014 650 unități de compostare individuală pentru a fi folosite la depozitarea resturilor menajere și a gunoiului de la păsări și porci. În continuare, în fiecare zi de vineri este ridicat de pe raza comunei gunoiul de la punctele cu pubeni, special amenajate în acest sens. Trebuie spus că și aici sunt destui cetățeni care, chiar dacă pubelele sunt goale, aruncă gunoiul jos, lângă pubeni. Firma de salubritate ridică gunoiul doar din pubeni, iar cel depozitat jos este ridicat tot de către utilajele și angajații primăriei. Pentru crescătorii de animale, avem pe raza comunei construită prin fonduri europene o platformă de gunoi de grad. La cererea proprietarilor de animale, gunoiul rezultat poate fi depozitat acolo, iar după putre zile poate fi ridicat și împrăștiat pe terenurile agricole. Vă mai aduc la cunoștință că agenții economici, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, toate persoanele juridice existente pe raza comunei noastre încheie contracte individuale cu firma de salubritate pentru ridicarea gunoiului. Prin intermediul unităților de învățământ, prin întâlnirile care sunt organizate cu cetățenii comunei, prilejuite de diferite evenimente, prin discuțiile individuale purtate de persoanele abilitate din cadrul primăriei, sunt popularizate toate acțiunile care se desfășoară pe raza comunei pentru ecologizarea acesteia. Cu toate aceste facilități create, care poate nu sunt la nivelul maxim din partea primăriei, dar totuși sunt create, sunt nevoită să vă aduc la cunoștință că acum, la începutul primăverii, comuna noastră este asediată de gunoaie pe oriunde mergi, datorită unor persoane, le spun eu, rău intenționate. De la sfârșitul lunii februarie am început să desfășurăm acțiuni de ecologizare a localității cu persoanele beneficiare de ajutor social, funcție de numărul de ore pe care îl are fiecare depresat. Există zone unde s-a făcut curat și unde gunoaiele sunt la loc. În felul acesta nu putem rezolva mare lucru. De aceea fac un apel la toți locuitorii comunei să depoziteze gunoiul doar în locurile special amenajate. Toată comuna este împânzită de pempăși, folosiți și aruncați la podurile din comună, pe marginea șanțurilor, pe terenurile de la ieșirea din sate, pe izlazurile din comună, pe terenurile proprietate ale unor persoane. Într-un cuvânt, sunt aruncați oriunde și în cantități nelimitate. Rog persoanele care au în creștere copii mici și folosesc acești pampers sau au persoane în vârstă pe care le îngrijesc și iar folosesc pampers, să depoziteze aceste deșeuri în saci și să le ducă în tomberoane, în pubele, să le depună în pubele. Deoarece aruncați oriunde, sunt rupte de câini și împrăștiați, iar adunarea lor devine foarte greoaie, dacă nu imposibilă. Unii dintre concetățenii noștri așteaptă să vină cei ce beneficiază de ajutor social să-i strângă, lucru care de altfel se și întâmplă. Dar fac mențiunea că și aceștia sunt oameni și nu este așa plăcut să strângi mizeria altuia. Apoi, tot timpul petrecut cu adunarea acestor gunoaie de către utilajele angajații primăriei, cei beneficiari de ajutor social, ar putea fi folosit la alte acțiuni ce se desfășoară pe raza comunei noastre. Sunt și bani cheltuiți și timp care pot fi folosite în alte acțiuni. În continuare, ca să fiu cât mai clară și mai transparentă, am să prezint un circuit al muncii depuse pentru un sac de pampers aruncat la voia întâmplării pe raza comunii. Deplasarea utilajelor și oamenilor la punctele respective. Împărțirea la persoanele implicate în acțiune de mănuși de unică folosință achiziționate de primărie. Adunarea sacilor gunoailor în saci achiziționați de primărie,
încărcarea în mașină și transportul acestuia tot pe cheltuiala primăriei. Repet, toate aceste operațiuni costă timp și bani, care pot fi folosiți pentru alte lucruri în comuna noastră. Deci, îi rog pe toți cetățenii comunei să scoată gunoiul la poartă în ziua de luni pentru a fi ridicat de mașina primăriei. Iar cel ce nu poate fi scos la poartă sau din diferite motive nu era în ziua de luni, să ducă la locurile special amenajate pentru acest lucru. Costă mai puțin să-l preluăm din localități decât să-l adunăm de pe toate dealurile și gârlele comune. Dacă tot muncesc și îl adună și îl strâng, îl pun în saci, îl pun în mașină sau în căruță și îl aruncă undeva, îi rog foarte frumos ca acel undeva să fie locul special amenajat pentru acest lucru. Totodată, țin să atrag atenția crescătorilor de animale și prin intermediul dumneavoastră să-i transmiteți acest lucru, cei care au concesionat imagini de la primărie, vă rog să le spunem că ei sunt direct responsabili de curățenia imașului. În cazul în care vor fi controle de la mediu pe suprafețele de imași concesionate și vor fi găsite gunoaie, cei care vor suporta sancțiunile prevăzute de legislația actuală în vigoare vor fi dumnealor. Un alt aspect ce vizează curățenia în comunitatea noastră, în această perioadă premergătoare Sfintelor Sărbători Pascale, este curățenia în cimitire. Pe această cale doresc să fac un apel la preoții parohi, la epitropii, la consilierii parohiali din fiecare parohie. Și anume, să-i rog să informeze, să îndrume și să monitorizeze pe credincioși în desfășoarea acestei activități. Ar fi bine să înțelegem toți că în cimitire odihnesc bunicii, părinții, frații și surorile noastre care au plecat dintre noi și este de datoria noastră să păstrăm cimitirile curate și să le înfrumusețăm. Când mergem și facem curat la morminte, vă rog frumos, haideți să facem același lucru și în jurul lor pentru a nu mai crește bălării cât gard. Doresc să aduc în atenția dumneavoastră și modul cum arată rigolele betonate realizate în comun. În dreptul unor proprietăți, ele arată impecabil, deoarece proprietarii au înțeles că este bine să fie frumos acolo unde trăiesc. Ce-i drept, acestea sunt foarte puține, dar pe această cale țin să-i felicit pe toți cei care își fac singuri curățenia în fața casei. În partea opusă se află rigolele neîngrijite și pline de pământ, piatră, gunoaie. Aici proprietarii așteaptă să vină cei de la ajutorul social să facă curat. Lucru care, așa cum am mai menționat și mai înainte, se întâmplă. Dar pe aceștia îi rog să se gândească la vechiul proverb românesc, omul sfințește locul. Și să se alăture cât mai repede celor din primul grup. Ca și o concluzie la cele spuse până aici, este rugămintea mea către toți locuitorii comunei de Lei de a depozita gunoiul la locurile special amenajate. Toate acțiunile acestea de ecologizare, de curățenie în comună, repet, ne costă bani și timp. Și la fel ca și într-o familie, banii trebuie chipzuiți și alocați acolo unde este nevoie, nu aruncați. Încă o dată, repet, ne costă mult mai puțin să ridicăm gunoiul cu utilajele primăriei de la un loc amenajat pentru așa ceva, decât să pierdem săptămâni întregi ca să-l adunăm de peste tot locul unde este aruncat. Și încă o dată, îi rog pe cei care au copii mici, folosesc Pampers, nu-i mai aruncați, fraților, oriunde. Ați muncit și l-ați pus în sac. Haideți să-l aruncăm la tomberon. Nu să-l aruncăm pe deal, pe șes, pe vale, peste tot. Dacă mergeți, aveți ocazia să vă plimbați prin comuna noastră, să ieșiți din raza a satelor dumneavoastră unde locuiți, o să vedeți că peste tot este această problemă. Am rugămintea la dumneavoastră ca și consilieri locali să transmitiți acest mesaj în comunitățile de unde veniți și am rugămintea la toți locuitorii comunei de Lei de a se implica în această comună. Poate reușim să fim noi primii care, așa cum spuneam eu când lucram la școală, îi spuneam elevilor mei, Pampersul la tomberon. Să fie ca și o deviză pentru noi. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare mai bine în activitatea dumneavoastră. Mai fac următoarea mențiune, lunea,
Pe traseele pe unde merge mașina la gunoi, oamenii se scoată gunoiul luni dimineață. Nu seara. Nu seara. Sunt persoane care îl scot duminică seara. Iarăși nu este bine. Câinii au treabă peste noapte și iarăși este greu de ridicat. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnei viceprimar, pentru informarea prezentată. Ați spus în informare, reiese clar că sunt încă probleme deosebite privind modul în care înțeleg unii cetățeni să păstreze curățenia. Eu am însă convingerea că cei care nu fac ce trebuie sunt din ce în ce mai puțini în comunitate. Și aș ruga-o pe doamna viceprimar pentru ființa viitoare să pregătească, să completeze această informare cu contravențiile care sunt pe linia păstrării curățeniei. Pentru că cei care aruncă gunoi trebuie să știe că oricând pot fi surprinși și amenzile sunt foarte mari în această privință. Dar, repet, cred că sunt din ce în ce mai puțin cei care nu sunt certați cu curățenia, cărora nu le place să fie curat în comună. Dacă între dumneavoastră aveți ceva de completat sau de întrebat privind informarea prezentată. Domnul președinte, o să vă rog de sondaje. Vă rog, domnul primar. Stimați colegi, mulțumesc doamnei viceprimar pentru materialul pe care el a pregătit. Noi am avut o discuție pe această temă și avem discuție în fiecare zi despre această problematică care este reală și există la nivelul comunității noastre. Să știți că facem eforturi mari pe cheltuială multă, așa cum foarte bine a spus doamna viceprimar, încercând să menținem comuna la un nivel de salubrizare cât mai aproape de adevăr. În schimb, să știți că este foarte greu. Ce-ar vrea eu să mai adaug, pentru că doamna a atins toate punctele sensibile care sunt, este ca lunea dimineață gunoiul să fie scos până în jur de ora 8, pentru că dacă trece mașina și ai scos gunoiul după ora respectivă, după ora 8, au scos pe la 12, 1, deja nu mai poate să-l mai ridice și rămâne acolo și ea devine o problemă. Și o altă problemuță care este la fel de importantă, mulți dintre noi avem proprietăți care sunt la limita, mă refer la proprietăți particulare ale noastre, care sunt la limita dintre intravilan și extravilan. O să vedeți că pe acele proprietăți, care sunt proprietatea noastră, sunt depozitate tot felul de gunoaie. Mare rugăminte, în calitate de proprietar, avem obligația să facem curat acolo. Doi, nu aveți niciun fel de reținere să avertizați oamenii să vorbiți cu ei și acolo unde vedeți că omul se încăpățânează și nu vrea să se conformeze unei realități, facem hârtie scrisă și încercăm să aplicăm sancțiuni. Primăria nu-și dorește și nu și-a dorit niciodată să sancționeze oamenii cu amendă. Dar până la urmă, trebuie să existe un cadru corect pentru toată lumea. Cei care respectă regulile trebuie să fie apreciați, iar cei care le încalcă și nu respectă, toți noi, tot noi împreună, pentru că noi formăm, cum să spun așa, Consiliul Local este puterea legislativă a unei comunități, să facem tot ce este posibil să-i determinăm pe oameni să înțeleagă un lucru simplu. Toată mizeria pe care noi o facem, nu va veni nimeni niciodată să o strângă în urma noastră, decât tot noi. Nu este mizerie dacă noi nu o facem. Da. Vă mulțumesc mult. Dacă dintre colegi mai trești, vă rog, domnul Brașcu. Fiind vorba că este primăvara și este datoria tuturor să ne cosmodărim proprietățile, aș adăuga o dorință și o necesitate, de fapt, pentru toți proprietarii care au în curbe pomii, care o să crească acum crăcile mari și o să înversească și iar vizibilitatea va foarte redusă. Cred că este timpul acum să curățăm copacii aceia. Da? Și că au fost accidente destule. Anul trecut, mi-aducem aminte, eu țin curba la, lângă poliție un pic mai încolo. La Andrian, în curba acolo, la Poiana. Sunt copacii aceia, sau când ce sunt ei. Ei cresc. Tufarea aceea, mai ales la graba de astăzi, ne căjește foarte mult. Cred că ar fi bine noi, consilierii, să le aducem la cunoștință. Și cazul de acestea sunt mai multe, doar două. Dar sunt multe. Să-i rugăm pe oamenii respectuos acum, când încă nu au frunză pe ele, să pot curăța. Când va avea frunză, o să le fie milă să-i taie.
Noi care imediat și știm ce s-a întâmplat, e bine să luăm legătura cu proprietarii respectiv, să-i zicem respectos și ei vor înțelege lucrurile acestea. Mersi frumos. Domnul președinte, ușoară. Vă rog, domnul. Legat de gunoiul de graj, dacă o să mergem prin Vașul, o să găsim și gunoi de graj aruncat de proprietarii de animale. Aș vrea ca doamna viceprimar să ne spun cum funcționează platforma de gunoi și care sunt modalitățile ca omul să ducă acolo. Poate e o dezinformare în comun și nu se știe de chestia asta. La momentul actual, cetățenii care cresc animale și au gunoi de animale în cantitate mare se pot adresa cu o cerere la primărie. În baza acestei cereri, noi urmăm să ridicăm gunoiul și să-l ducem la platforma de gunoi. Deocamdată nu este stabilit un preț pentru această activitate, deoarece nu am avut nici solicitări. În momentul, deci, vom face cum ar pe banii noștri, primii în transporte, să vedem ce iese, da? Urmând după aceea, chiar dacă va, deci prețul va fi stabilit de comun acord cu dumneavoastră și nu va fi un preț foarte mare. Da, probabil că această problemă privind modul în care se preia gunoiul mai trebuie puțin analizat, știu, poate făcut un regulament pentru acest lucru și vom prezenta, doamna viceprimar, exact cum gândim să facem această noi treabă. Noi am popularizat acest lucru în comună. Am spus, adică cei care cresc mai multe animale, ei știu despre acest lucru. Mare parte dintre ei ne-au spus că îl depozitează, fac platforme proprii și îl intră și terenului. Probabil cei care aruncă nu au foarte mare. O precizare care este nu importantă, foarte importantă. Deci, prima regulă. Acest gunoi de graj, care noi dorim și intenționăm să-l ridicăm de la crescătorii de animale, trebuie să îndeplinească niște condiții. Noi vorbim doar de gunoi de graj, nu vorbim de ciocleje amestecate, de ramuri, de copaci, de nu știu ce. Deci acolo, în platformă, trebuie să ajungă doar gunoiul de graj, da? Care trebuie să fie separat de celelalte deșeuri care provin din gospodărie. Ce este iar foarte important? Vedeți că depozitarea și a face platforme cu gunoi de graj acasă, în proprietățile noastre, nu mai este una legală. Pentru că noi nu avem și nu avem nici puterea și nici puterea financiară, mă refer, să amenajăm acele platforme conform normelor prevăzute de mediu. Adică ea trebuie să fie o platformă betonată, trebuie să existe o fosă betonată unde să scurgă dejecțiile acolo. Pentru că atunci când Primăria de Leni a implementat acest proiect, scopul pentru care a fost implementat a fost pentru a prelua acest gunoi de pe terenuri, pentru că în urma ploilor, dejecțiile provenite din acest gunoi se infiltrează în sol și marea majoritate a fântânilor existente pe raza Comunii de Leni sunt poluate cu nitriți. Noi am făcut analize acum la 20 de fântâni, dintre care 7 dintre ele nu au apa potabilă. Imediat în ziua următoare o să facem, o să punem afiș pe acele fântâni, să le facem o clorinare așa cum este prevăzută, dar nu se va rezolva problema dacă acest gunoi de graj nu va fi depozitat așa cum trebuie, acolo unde este o platformă foarte mare și foarte bună. Intenția noastră nu este să punem un preț pentru a ridica acest gunoi. Dar omul trebuie să înțeleagă că noi nu ridicăm de acasă tot gunoiul. Nu știu, ramuri, crengi, ciocleje și altceva. Ridicăm doar gunoiul de graj pe care îl ducem acolo și tot proprietarul de animale și de teren, după acel ce gunoi se va face raniță și va putea fi folosit, va fi ridicat de acolo și folosit pe proprietăți. Este mult mai bine, vedeți că vine sezonul de vară, da? Cald. Imaginați-vă o platformă de gunoi făcută între proprietățile noastre, să adună țânțari, gâze, nu poți lăsa geamul deschis, mirosuri. Adică ne creăm o atmosferă mult mai plăcută și o viață mult mai plăcută. Eu știu că este mult de muncă, știu că oamenii sunt reticenți la aceste abordări și că nu au încredere. Dar dacă plecăm de la două elemente care sunt prioritare, mizeria pe care o facem noi,
Noi o facem, nu vine altcineva, tot noi trebuie să o curățăm. E simplu. Deci, cine aruncă un gunoi sau cine nu respectă o regulă, trebuie să știe că cineva în urma lui trebuie să vină să facă curat. Și acel cineva care vine de regulă, este primăria, prin salariat și prin cei de la 416, care așa cum foarte bine a spus doamna și mă repet, costă și foarte mulți bani. Dacă ar vrea cineva să... Vă rog, domnul... Fie că de fapt în vedere și faptul că foarte mulți oameni scot restul de fân, coceni și așa mai departe și le dă foc exact sau toamna vrejurile de la roșii, de la așa și le dă foc în drum. Deci în șanță. Și se înfunde șanțul ăla și apa nu se meargă pe șanț, merge pe drum. Hai să fim lucrat iarăși. Eu, de exemplu, am câteva exemple acolo, i-am fac cunoștință și am zis, dar ce, domnule, eu am fost în Italia și am văzut cum era, era totul nemaipomenit. Mă, și ce nu respect și aici? Nu? Dă-i foc undeva cu un colt, dacă într-adevăr nu vrei să le pui să mă acerezi. Dar eu zic că aici ar trebui luat vedere și aspectul ăsta. Vă mulțumesc. Da, aveți perfect dreptate, domnul Chiriac. Foarte multă lume obișnuiește să dea foc la resturi, la restul vegetal în curte, lângă curte și se produce o poluare grozavă. Dacă urmăriți satul mai din depărtare, așa cum îl văd de multe ori din câmp, cele mai multe ori, în zile frumoase, satul este acoperit de o perdea de fum, care înseamnă o poluare deosebită, înseamnă că noi toți respirăm un aer plin de fulingine, copiii se pot îmbolnăvi, nu ne respectăm vecinii care poate vor prea cineva să scoată niște rufii să la uscat. Și eu am să propun, poate, pentru ședință viitoare, să discutăm mai mult despre acest aspect. Sunt momente în care vara este caniculă și cu această poluare se agravează, poate prin cei care se angajează la situații de urgență, să, în momentul în care apare asemenea probleme, să ia măsuri cu cei care provoacă asemenea fenomene. Și se mai întâmplă. Deci îți poate râd ca din vie și îi dă foc. Mă, omule, dar n-are gază toată lumea. Ia-mă și toacă frumos, pune-o acolo și o folosești la foc, la ți-ți ia focul, la lupă dintre astea. Și faci o leacă de căldură în casă. Sau toamna faci o măricuță mai repede. Da. Am dat un exemplu. Mulțumesc. Bine, vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să... Domnul președinte, eu aș mai îndemna prin intermediul televiziunii, dacă se poate, și să ne aducem aminte cât de frumos să vede fața casei cu niște copaci văruiți și un podeț văruit. N-ar fi rău ca oamenii din comună să iasă acum înainte de sărbători și să dea o altă culoare comunilor. Mulțumesc. Vă rog, domnul Fortuna. Este și acolo, dar nu pot... Rog doamna viceprimar, continuarea străzbunșilor, care este rezervor, să puneți o plancardă acolo, atenționa cetățenii, și în special cetățenii vecini, din Hârlău vecini, el fără să vreau, lucrând în zonă, a văzut niște distinși domni, care cu pretenții, cu studii superioare, cum mâncărau, doar dau un desfant nimic curat, dar la devin, poate zile. E fața casei, nu? El a dat la gândire la vâncii. Dar, de fapt, ei, de pe seara mușilor, acolo, e depozit de gunoi. Poate fi cu domnul Petrică să dați și un nume. Atunci... Nu, din respect pentru... Păi, ce respect să fie dacă nici nu respectă? V-am spus, deci, prea mult. Da, nu dacă a spus că sunt imediat a apropierii... Da. Bine. Mulțumesc cu atât, domnului primar, pentru informarea prezentată și v-aș ruga să trecem la primul punct a ordinii de zi, și anume proiect de hotărâre cu privire la aprobarea graficului ședinței ordinare ale Consiliului Local de Veni pentru trimestrul 2 acest an, 2017. Vă rog pe domnul secretar să le prezinte.
dar acum am obținut la fine fiecare când aprobăm programul graficul de ședință de ordinare a Consiliului Local pentru următorul trimestru și anume am propus noi ca ședințele să aibă loc tot la finele lunii și anume pe 28.04.2017 ca și proiecte raportului executiv bugetare, rectificarea BVC, aprobarea impozitului și taxe pentru anul 2018 și probleme cu ele, probabil vor mai fi și altele. Pe 31.05.2017, rectificare BVC, alegerea președintelui de ședință pentru lunile de iunie, iulie, august. Pe 30.06.2017, rectificare BVC, aprobare grafic ședință Consiliului Local, trimestrul 3. Bine, aceste ordini de zi vor fi la momentul respectiv completate. Mulțumesc, domnul secretar. La punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actului adițional numărul 17 la actul constructiv și actul adițional numărul 18 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași. Promitiu Arsaces. Da. Prezintă tot domnul secretar. Aici este vorba de completarea celor două acte cu noul membru aprobat și de către noi în Consiliul Local, Comuna Sorbun din județul Neam. Și toate actele sunt modificate conform. Da, păi. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt? Da. La urmă ședință care a fost la Sarcis, au votat și un buget față de alte dăți, un pic mai mare, au în vedere să achiziționeze jur de 10 autoturisme, să angajeze 10 persoane în plus, care să meargă pe teren și să se sesizeze toate lucrurile ca să funcționeze foarte bine sistemul. Deci se studiază colaborare, asociația asta, cu Aba Vital, cu administrațiile comunale, chiar cu pași progresivi. Mulțumesc. Mai dorești cineva să fie la cuvânt pentru acest punct? Dacă sunteți de acord cu aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Deci a fost aprobat. La numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice la Comuna de Leni, strategie care conține și programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017. Prezintă doamna inspector superior Nița Elena. Programul anual este într-adevăr o anexă a strategiei, cea mai importantă parte a strategiei anuale. Dacă vă amintiți, în luna noiembrie anului trecut, noi l-am dezbătut aici, în cadrul ședinței de Consiliu. Astăzi am înțeles că programul de achiziție a fost dezbătut îndelung la toate comisiile, așa că v-aș ruga, domnule președinte, să-mi dați voie să citesc prima parte, da? A achizițiilor, a strategiei, pentru că știu eu, consilierii se înțeleagă bine ce anume stă la baza tuturor achizițiilor care se vor face în anul curent. Strategia anuală cuprinde la început o introducere cu denumirea autorității contractante, cu date de contact, cu tipul autorității contractante și activitatea principală, o definiție, să zicem, mai largă a acestei planificări, deci planificarea strategică din procesul de aliniere și de coerență a acțiunii care rezultă din documentele care stabilesc obiectivele pe termen lung și strategia generală prin care autoritatea contractantă își definește activitatea principală, adică cea de servicii publice locale, precum și nevoile imediate de funcționare a autorității contractante. Strategia de achiziții publice definește în termen general modul în care un bun, un serviciu, o lucrare vor fi achiziționate și vor fi incluse în mod obligatoriu în programul anual de achiziții publice. Acesta va fi transmis imediat și va fi aprobat de autoritatea contractantă către ANAP prin intermediul sistemului de achiziții publice. Este un lucru obligatoriu.
În conformitate cu prevederile HG numărul 395 din 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, strategia anuală de achiziții publice la nivelul autorității contractante este dată de totalitatea proceselor de achiziții publice publică planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar. Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior, anului căruia îi corespund, adică de anul trecut. Procesele de achiziție publică cuprinse în acesta se aprobă de către conducătorul autorității contractante. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziție publică, modificări, completări care se aprobă de asemenea de conducătorul autorității contractante. În cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în strategia anuală de achiziții publice, introducerea acestora în strategie este condiționată de identificarea surselor bineînțeles de finanțare. Autoritatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea strategiei anuale de achiziții cel puțin următoarele elemente estimative. 1. Nevoile de identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție publică, așa cum rezultă acesta din solicitările transmise de la toate compartimentele din cadrul autorității contractante. 2. Valoarea estimată a achiziției corespunzătoare a fiecărei nevoi. 3. Capacitatea profesională existentă la nivelul de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate. 4. Resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice. Dezvoltarea strategiei de achiziții publice începe cu identificarea nevoilor autorității contractante și întocmirea referatelor de necesitate de către fiecare compartiment. Este cel mai important pas în procesul de achiziții publice, deoarece influențează scopul de aplicare a proceselor, determină în parte sau în totalitate valoarea estimată a acestora. Fiecare compartiment a transmis către compartimentul de achiziții publice referatele de necesitate, care fiecare referat trebuie să răspundă la următoarele întrebări. Ce doresc să cumpăr? Cât doresc să cumpăr? Când doresc să cumpăr? Cât costă și până luăm bani? În dezvoltarea strategiei anuale de achiziții publice, principiile de bază care sunt prevăzute în articolul 2, alineatul 2 din legea 98/2016 sunt nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii. În mod special, în strategia anuală de achiziții publice trebuie să satisfacă cerințele operaționale ale autorității contractante și să fie în conformitate cu legislația în vigoare în domeniu, realizând în același timp cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice de care dispune autoritatea, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor acestea. De fapt, ăsta este și sensul, scopul. Să putem eficientiza utilizarea fondurilor publice. Strategia anuală de achiziții publice trebuie să identifice orice abatere de la legislația în vigoare. Un plan anual de achiziții trebuie să fie aprobat înainte de implementarea procesului de achiziție publică. Obiectivele unei strategii eficiente în cadrul în achiziții publice sunt următoare. 1. Obiectivele privind menținerea, îmbunătățirea calității serviciului public furnizat și 2. Obiectivele privind îmbunătățirea performanțelor de mediu social și a relațiilor de muncă. Am să încerc cu primele obiective, care sunt achiziționarea de materii prime, materiale, echipamente și servicii cu avantaje certe în materie de preț, termen și calitate, astfel încât să se asigure desfășurarea ritmică și continuă a activității autorității contractante. Strategiile pentru îndeplinirea obiectivului sunt achiziția de materii prime, materiale, echipamente și servicii în mod constant și cu asigurarea de suport tehnic profesionist, stabilirea priorităților corecte privind asigurarea cererilor de consum din cadrul autorității contractante, planificarea operațiunilor inclusând procesul bugetului anual, protecția și conservarea rațională a resurselor pe timpul depozitării și evaluarea furnizorilor. 2.
Nediscriminarea și tratamentul egal, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni în condițiile legii contractant. Strategiile pentru deplinirea obiectivului sunt crearea unui cadru competițional pentru atragerea și obținerea celor mai bune rezultate de pe piață. Regulile după care se desfășoară procedura de achiziție sunt stabilite de la bun început și nu mai pot fi schimbate pe perioada procesului de achiziție, adică nu se mai schimb regulile în timpul locului. Achizițiile ori elementele acestora nu vor fi concepute cu scopul excluderii operatorilor economici de la aplicarea dispozițiilor legale sau a restrângerii artificiale a concurenței, adică acele documentații, caietele de sarcini, să nu fie concepute astfel încât să poată avantaja pe unii în detrimentul altor operatori economici. Transparența reprezintă, în esență, aducerea la cunoștință a celor interesați a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Aceasta constituie un veritabil instrument de control, o garanție a utilizării eficiente și legale a resurselor financiare ale societății, fiind în sprijin consolidării procesului de achiziție publică, asigurând credibilitatea publică a acestui proces. Noi dăm la fiecare cumpărare directă, eu știu, proceduri de achiziții publice, anunțuri. La cumpărare directă dăm anunțuri publicitare, de cele mai multe ori. La proceduri dăm anunțuri de participare în SEAP, deci la fiecare procedură nu sunt discuții pe acest subiect. Strategiile pentru îndeplinirea obiectivului sunt: pentru a asigura transparența, se va permite accesul persoanelor interesate la informațiile cuprinse în dosarul achizițiilor publice, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice și cele referitoare la liberul acces la informațiile de interes public. Publicare pe paginile de SEAP, ceea ce vă spuneam, în funcție de valoare estimată și pragurile valori ce stabilite de legislație, a documentației de atribuire și a tuturor informațiilor legate de procedura de atribuire aplicată. 4. Eficiența folosirii fondurilor publice, respectiv aplicarea de criterii de atribuire care să conducă la acest lucru. Strategiile pentru îndeplinirea obiectivului sunt stabilirea unor factori de evaluare care să conducă la obținerea cele mai bune valori pentru fondurile publice de care dispune autoritatea contractantă. Supravegherea costurilor procesului de achiziție publică, înțelegând prin asta atât costurile aferente administrației, cât și costurile aferente operatorilor. Asigurarea oportunităților de învățare, dezvoltare, instruire pentru angajați în vederea îmbunătățirii performanțelor individuale de echipă și organizaționale. Aici, na, eu sunt cam singură în compartiment și de obicei mă instruiesc cam singură, pentru că nici timp nu este de mers la... Deci eu chiar dacă aș vrea și sunt întotdeauna interesată să învăț cât mai mult în acest domeniu, deci să nu fie prea multe lucruri pe care nu le știu, dar nici timpul nu prea este și atunci trebuie să fie autodidact. Obiective privind îmbunătățirea performanțelor de mediu social și al relațiilor de muncă. Strategiile pentru deplinirea obiectivului sunt achiziționarea de produse, servicii, lucrări, vers, în filmele, luarea unor decizii care să ia în considerație aspectele privind protecția mediului. În acest sens se va avea în vedere includerea în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiții speciale de îndeplinire a contractului în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile. Includerea în cadrul documentației de atribuire a reglementărilor obligatorii în domeniul mediului social și a relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene și legislația națională. Se va solicita operatorilor, și asta facem, economici, să introducă în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acestora au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului social și relațiilor de muncă.
În orice situație, orice decizie a persoanelor din cadrul autorităților contractante privind strategia de achiziții trebuie să conducă la atingerea obiectivelor mai sus menționate. Programul anual al achizițiilor publice face parte din, integrantă din prezenta strategie în conformitate cu prevederile articolului 12 din HG numărul 395/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică în acordul în cazul prin legea 98/2016 privind achizițiile publice. Eu aș dori să vă spun că strategia anuală pentru mine personal este ca un fel de, este o bază. O bază pe care mergi, pe la care nu ai voie să, să te raiezi. Să te abați absolut deloc. Este o lucrare la care s-am muncit foarte mult, începând de anul, de anul trecut. Este făcut cu mult simț de răspundere. Referitor la compartimentul de achiziții publice, cum v-am mai spus, există deocamdată o singură persoană. Sper să am capacitatea să reușesc, pentru că la Comuna de Lens se muncește foarte mult, se fac foarte multe investiții, așa, care necesită foarte multe contracte de achiziții publice. Și ce vă să vă mai spun referitor la compartiment? Aici există foarte multă pricepere, foarte multă organizare. Dacă nu ești organizat, ești un om mort, în așa fel încât să le poți duce la capăt. Da. Și bineînțeles, corectitudine. Mulțumim, domnul inginer, pentru prezentare. Vă rog pe domnul primar să ia cuvânt. Da, stimați colegi, mulțumesc, doamne inginer, pentru prezentarea pe care v-am făcut-o. În mod intenționat am rugat-o pe dumneavoastră să vă dea citire la aceste reguli de bază, pentru ca dumneavoastră să le cunoașteți, să aveți acces la ele. Cel mai important lucru într-o instituție publică este modul cum își gestionez resursa de achiziții publice. Și legislația actuală a fost modificată în sensul în care fiecare autoritate publică are obligația de a stabili foarte clar și fără echivoc ce dorește să achiziționeze și care sunt procedurile legale pe care trebuie să le urmeze. Am plecat de la această prezentare, probabil pentru unii dintre dumneavoastră a apărut un pic mai lungă, dar credeți-mă, este foarte necesară. În spatele acestei strategii, în afară de câteva cuvinte care au fost rostite astăzi aici, este foarte multă muncă și foarte multă responsabilitate. De aici pleacă totul. Toate problemele care apar în instituțiile publice sau acolo unde se folosește resursă financiară publică, pleacă de la acest element, de la procedura achizițiilor publice. De-aia vreau ca lucrul ăsta să fie foarte bine cunoscut de către dumneavoastră, să fie foarte bine asimilat, iar când doriți și vreți să faceți o verificare sau adresați o întrebare primăriei, salariaților primăriei, să o facem cunoștință de cauză. Menționez că programul anual al achizițiilor publice, nu o să mai citesc, noi l-am dezbătut, îl cunoașteți, îl aveți fiecare anexat la material. Precizez încă o dată că toate ședințele Consiliului Local sunt înregistrate și filmate. Mai mult, pe site-ul primăriei veți găsi toate hotărârile aprobate de către dumneavoastră. Orice persoană care dorește să aibă un acces la aceste informații, poate să o aibă, da? Orice achiziție publică făcută de către Primăria de Leni este făcută la vedere, este publică, fiecare poate să vadă valoarea contractului, în ce condiții a fost făcută, cine este furnizorul de servicii, da, sau de materiale cu care Primăria lucrează, care sunt prețurile practicate. Există o transparență totală, dar totodată aș vrea ca anumite discuții sau anumite comentarii care se fac sau doresc să se facă, ele să fie făcute cu argument și întrebările să fie pertinente și doar la obiect. Nu facem discuții doar de dragul de a le face. Da? Pot să vă spun că la ora actuală deja primăria are câteva contracte încheiate. Suntem într-o procedură finală de licitație pentru cei 7 km de asfalt pe măsura 7-2. Avem alte proceduri începute pentru grădinița de la FRD, care sunt pe fonduri europene, și alte multe alte proceduri care urmează după aprobarea bugetului. Da? Sunt lucruri
pentru care ne aplicăm cu maximă seriozitate. Și trebuie să precizez că la nivelul primăriei de Lent există un colectiv care este în continuă perfecționare, pentru că asta impune legislația actuală, deci noi trebuie să fim autodidacti și trebuie să fim într-o continuă perfecționare, pentru că lucrurile sunt în mișcare. Și mulțumesc tuturor colegilor care se implică și care doresc să facă treabă și lucruri de performanță și mă bucur că în mare parte se reușește lucrul ăsta, pentru că cu toți cei cu care noi intrăm în contact există o apreciere pozitivă, aș putea să spun, în relațiile pe care le avem cu instituțiile care vin în control, cu unitățile cu care noi colaborăm, gen Consiliul Județean, Prefectură, operatori, agenți economici, pentru că și un agent economic care participă la o licitație sau la o procedură de licitație la una din instituții și în special la instituția noastră, Primăria de Lent, să știți că și ei își fac o imagine și dau un feedback dacă consideră că au fost, cum să spun eu, tratați în condițiile legislației actuale, nu au fost discriminați sau ei și-au putut pune ofertele în condiții neîngrădite. Lucrul ăsta este un lucru bun și, vă spun, ne dă o liniște de care cu toți avem nevoie. De asta este foarte important și am ținut foarte mult ca doamna să precizeze citite aceste lucruri. Poate par neinteresante, dar noi le considerăm vitale. Deci modul cum se face achizițiile publice într-o instituție sunt de importanță foarte mare. Mulțumesc, domnul primar. Dacă colegi vrea cineva să ia cuvântul la acest material. Hai, domnul, atunci trecem la vot. Cine este pentru aprobarea punctului numărul 3 la ordine de zi? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci... Bun, trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind la aprobarea studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unei stații publice deschise cu sens de oferte, a suprafeței de 160.800 metri pătrați, teren din domeniul public al Comunei de Lent, situat în extraordinarul Comunei de Lent, județul Iași, identificat cadastral prin cartea funciară numărul 60.120. Prezintă doamna Niță. În anul 2015 v-am mai prezentat un studiu de oportunitate privind închirierea acestui obiectiv. Însă, după două runde de licitație, n-am reușit să atribuim contractul de închiriere pentru că nu s-a prezentat nimeni. Acum, la o propunere făcută din partea SC-ul Sulento, Ușurul Cristian, Bil, SRL, Minunță de din Neamț, am zis să încercăm să mai facem o licitație, poate reușim să atribuim acest contract. Deci, studiul de oportunitate conține, în primul rând, obiectivul respectiv, împreună cu vecinătățile, motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care să justifice realizarea închirierii. Deci, motivația pe componenta economică-financiară este următoarea. Adică, prin închiriere se va aduce din aici la bugetul comunei, prin închiria care se va stabili. Motivația pe componenta socială. Prin închiriere se asigură folosirea acestui teren de către un întreprinzător care, prin folosirea resurselor naturale, poate asigura locuri de muncă pentru cetățenii comuni, așa sperăm noi. Motivația pe componenta de mediu, prin închiriere se va trece responsabilitatea pentru modul de gestionare a terenului în sarcina închiriașului, inclusiv cele de mediu. Nivelul minim al chiriei am zis să stabilim de această dată să fie stabilită de un evaluator autorizat. Pentru că, dacă vă amintiți, în 2015 am hotărât ca nivelul chirii să fie 30% din cantitatea de piață scoasă. Durata estimării, procedura utilizată pentru atribuirea contractului va fi cea de licitație publică deschisă cu selecție de ofertă.
Durata estimată a închirierii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii. Termenele previzibile pentru realizarea procedurilor de închiriere se estimează pe undeva prin aprilie-mai. Avizele obligatorii, chiriașul are obligația să obțină toate autorizațiile privind legislația în vigoare, contravaloarea acestora urmând a fi suportată de acesta. Investiții necesare. Activitatea de extragere a petrei presupune realizarea unor investiții specifice, precum și refacerea mediului înconjurător. Contravaloarea investițiilor va fi la fel suportată de către chiriaș. În asta constă studiul de oportunitate a atribuirii contractului de închiriere. La asta, bineînțeles, am avut în vedere și regulamentul nostru intern privind regimul contractelor de închiriere a bunurilor publice. Domnul președinte, prezentați și hotărârea în sine, cele trei articole. Prezentați și hotărârea. Care hotărâre? Aici, deci, la articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate elaborat în vederea închirierii prin licitație publică deschisă cu selecție de ofertă a suprafeței de 160.800 metri pătrați, teren din domeniul public al Comunei de Len, situat în extraordinarul Comunei de Len, identificat astral prin cartea funciară 60.190, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. În conformitate cu dispoziția articolului 61 din legea numărul 215/2001, pentru administrația publică locală, primarul Comunei de Len, cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, va asigura în condițiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Secretarul Comunei de Len va face cunoscut public în afișare prevederile prezentei hotărâri. Dacă aveți scrie la cuvânt privind acest proiect de hotărâri. Aș vrea să... Vă rog, domnul Orașu. Este vorba de cariera de piatră? Da. Da. Acum, explotează cineva cariera, știți ceva, oficial? Deci, în afară de oamenii aceia care zilnic se duc pe dealul și mai scoate manual, dacă la nivel de comună există vreo societate sau persoane fizice care explotează industrial, dacă știm ceva. Dacă noi vrem să închiriem acolo, ar trebui să vizităm mai des și să vorbim chiar cu oamenii respectivi, dar să înceteze scoaterea și exploatarea industrială. Deci îi spun, acolo să scoate piatră cu utilaje mari, profesionale și piatra pleacă. Dacă este cineva interesat să concesioneze, trebuie să vină să vadă că există acolo. Dacă se ia înainte, atunci poate și prețul o să fie și o să facă pretenții. Deci, eu personal am văzut de mai multe ori lucruri care nu sunt normale. Băi, să înțelege, oamenii au de ce trebuie să duc, scoate manual, asta. Dar când se exploatează industrial deja, adevăr, poate întreba pe cineva, poate nu întreba pe cineva. Am sesizat lucrul ăsta, i-am întrebat ce fac și le-am adus chiar la cunoștință dacă vor să exploateze industrial. Este bine să facă demersuri în vederea concesionării. Și cred că ar trebui pe chestia aceasta acolo, cine concesionează, un specialist de specialitate, să vadă până unde poate concesiona, că dealurile acele influențează foarte mult natura. Deci noi suntem protejați deocamdată de inundații, de furtuni foarte mari. Trebuie să avem în vedere când exploatăm și când concesionăm asemenea lucruri. Mă scuzați și vă mulțumesc. Domnul președinte, da, vă rog, domnul. Să putem o clarifica, domnul Denoni, dacă spune că se lucrează acolo. Dar eu aș întreba, la ora actuală, situația carierei poate fi exploatată în sistemul industrial sau ce-o mai rămas acolo? Știm o situație exactă? Bine, mulțumesc. Alte întrebări, dacă mai e. Vă rog, domnul. Stimați colegi, toți facem parte din comuna asta și cunoaștem, cu siguranță și dumneavoastră cunoașteți la fel de bine ca și mine, situația din punctul numit Velea Cariera de Piatră, da? Știți foarte bine că această carieră de piatră a fost concesionată până în anul 2014, cred că, da?
când s-a reziliat un contract de concesiune pe care l-am avut acolo. Tot la fel de bine ca și mine, cunoașteți faptul că de comun acord, da, anumiți cetățeni din comuna noastră, care din tată în fiu au scos piatră, da, pe acele terenuri, fac același lucru și acum. Ce pot să vă spun eu este următorul lucru. Nu există la momentul actual exploatarea carierei de piatră în sistem industrial. Nu există acceptul tacit sau netacit sau legal sau nelegal sau scris sau nescris între primăria TV și alți operatori care, să spunem acolo, ar avea dreptul legal să concesioneze, să exploateze piatra. Există cetățeni din comuna noastră, din Boiană, din Delen de Al, care fac acest lucru de ani de zi. Dumneavoastră știți lucrul ăsta, da? Am acceptat acest lucru cu toții, pentru că acea piatră este folosită de cetățenii noștri la diverse lucrări de construcții pe care ei le fac în acest lucru. Tocmai pentru a clarifica și a stabili un cadru legal de exploatare acestei cariere de piatră, s-a stabilit, da, că este necesar pentru a scoate la concesiune sau la închiriere acest teren de acolo. O să vedeți că punctul 4, 5 și 6 legală, prin care se poate exploata acel zăcământ de piatră. Acel zăcământ de piatră nu va mai fi niciodată exploatat la nivelul care a fost făcut înainte de 89, cu toți știm, probabil erau mai tineri, când acea carieră a aparținut Consiliului Județean prin Direcția de Drumuri și Poduri și se făceau exploatări acolo prin implozii cu dinamită și cu alte lucruri, da? Nu va mai putea fi făcut acel lucru, pentru că probabil nici nu mai dă voie legislația din România să faci așa ceva. Dacă dumneavoastră la momentul ăsta considerați că este mai bine ca cele 16 hectare de pe care oricum se scoate piatra. Știm cu toții lucrul ăsta, nu trebuie să ne ascundim, da? Dacă dumneavoastră credeți că nu știm, vă înșelați sau ne înșelăm cu toții. Considerați că nu este bine să intrăm într-o legalitate, renunțăm la toate documentațiile pe care le-am pregătit. Una din condițiile pe care va trebui să o respecte cel care va exploata sau cei care vor veni să concesioneze, pentru că așa cum v-a spus doamna ingineră, noi am mai încercat de două ori lucrul ăsta. Nu s-a reușit, n-a venit nimeni. Va fi ca acel teren, în urma exploatării carierei de piatră, să fie adus la un nivel satisfăcător din punct de vedere al mediului. Adică, nu peste tot gropi, da? Lăsați la voia întâmplării, în ele se aduce mizerii, se aduce... Ei, va trebui, după ce face o exploatare într-o anumită zonă, să niveleze, să aducă terenul la o formă corespunzătoare. Da? Deci, noi prin ceea ce facem astăzi, ne dorim și urmărim ca problema de acolo să intre în primul rând în legalitate, da? Și să ne confere un cadru atât legal cât și din perspectiva mediului de normalitate. Asta este. Sper și cred că vom avea persoane, societăți care să fie interesate să exploateze piatra acolo. Nu putem agrea ideea de a concesiona pe bucățele sau de a avea discuții cu persoane, nu știu, fizice, private, particulare, cum doriți dumneavoastră să le spuneți, să exploateze acolo. Pentru că toate persoanele care vor să exploateze acolo trebuie să respecte o măsură de protecție a muncii. Cine își asumă riscul dacă se întâmplă un accident acolo, da? Deci nu putem face lucrul ăsta. Eu cred că cea mai bună variantă este aceasta pe care noi v-am prezentat-o astăzi aici, prin acest studiu de oportunitate, să concesionăm cariera de piatră atât cât este ea posibil. O să vedeți că este făcut un raport de un evaluator autorizat. Nu se poate stabili cu exactitate valoarea zăcământului. Da? Noi nu știm la ora actuală dacă acolo mai există un zăcământ cu o valoare foarte mare. De-aia evaluarea este făcută ținând cont de niște parametri la nivelul valorii terenului plus nu știu ce. Nu vă imaginați că o să înceapă acolo o exploatare din asta cu dinamit, cu nu știu ce, care se pericliteze zona respectivă. Nu. Deci este exclus lucrul ăsta.
Așa că, dacă dumneavoastră o să fiți de acord să aprobăm în prima fază studiul de oportunitate, după care să aprobăm documentația de atribuire, care la fel este documentație făcută în concordanță cu legislația actuală, ajungem la punctul numărul 6, unde avem raportul de evaluare și unde putem face mai multe discuții. Dacă nu depășim prima cu aprobarea studiului de oportunitate, nu mai are rost să discutăm punctul 5 și punctul 6. Deci sunt puncte care vor fi retrase de pe ordinea de zi. Deci prima dată dumneavoastră trebuie să fiți de acord cu raportul pe care, de oportunitate, care v-a fost prezentat de doamna ingineră Nisă. Discuțiile mai aplicate le putem face pe raportul de evaluare. Da? Că acolo o să vă spunem care este valoarea care a fost propusă de evaluator la închiriere, pe hectar, pe an, dacă considerați că lucrul ăsta este bun sau nu este bun. Deci eu o temă de discuții pe care trebuie să o luăm în ordinea aceasta, ca să mergem mai departe. Da, dacă stic la punctul numărul 4, mai dorește cineva să înscrie la cuvânt. Da. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Potrivit privind studiul de oportunitate. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Urmează punctul numărul 5, care este strict legat de acest lucru. Și anume, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire elaborată în vederea închirierii acestei suprafețe. Nu e raportul de expertiză, de valoare? Nu. Proiect de hotărâre cu privire la de atribuire. Prezintă tot, doamna Niță. Da, în documentația de atribuire îți prezint obiectul de care va face de terenul suprafață de 160-800 de metri pătrați, adică un pic mai, ceva mai mult de 16 hectare de teren cu zăcăminte de piatră. Elementele de identificare, vecinătățile, procedura care va sta la baza atribuirii contractului de închiriere, deci care va fi să fie exigențe oferte, durata pentru închiriere, care este de 5 ani, posibilitatea prelungirii prin acte adiționale conform regulamentului de închiriere cu cel mult 5 ani, prelungirea contractului de închiriere este permisă numai dacă sunt împlinite cumulativ următoarele condiții. A. Locatarul a închiriat, a achitat chiria la termenele cuvenite, fără a avea măcar o singură zi de întârziere. Locatarul a respectat, fără excepții, toate celelalte clauze contractuale. Locatarul nu este înregistrat cu debite la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, etc. Locatarul nu a fost sancționat vreodată prin acte ale organelor abilitate să controleze modul în care se desfășoară activitatea. Locatarul nu se află în procedură de dizolvare, o lichidare după caz, nu se află în procedură de insolvență, nu prezintă dovada solvabilității, nu s-a modificat parcursul de derulare contractului de închiriere, profilul, obiectul de activitate, raport cu cel avut la data participării la procedura de licitație. Locatarul de asemenea nu poate subînchiria sau ceda sub orice formă juridică bunul care face obiectul contractului de închiriere. Nivelul minim total al închiriei, eu am trecut aici nivelul închiriei care va constitui și punctul de plecare la licitație, este de 37.206 lei pe an, ăsta fiind prețul rezultat de raportul de evaluare al expertului evaluator. Locatarul va plăti chiria lunar pe obiectivul licitat. Modalitatea de plată a chiriei datorată de locatar va fi la caseria locatorului sau direct în contul acestuia, la număr de cont care se va stipula în contract. Quantum chiriei va fi indexat anual cu indice de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Chiria obținută va constitui venit la bugetul local. La articolul 7 este prevăzută taxa de participare la licitație de 1150 de lei,
De ce s-a stabilit această taxă? Pentru că aici s-au cheltuit niște bani pe raportul de evaluare și vor mai fi încă cheltuit niște bani pe anunțurile publicitare. Participanților nu le se va restitui taxa de participare. Garanția de participare, am zis, na, o sumă de 500 lei, trebuie solicitat o asemenea garanție de participare ca cel care ajudecă bunul să vină să semneze contractul. În cazul în care nu va semna contractul, această garanție va fi pierdută. Participanților declarați necâștigători, li se va returna garanția de participare, iar celui care a câștigat licitația și care va semna contractul, această garanție va rămâne ca și în contul chiriei care l-a deplătit. Niște condiții de participare la licitație. Orice persoană română sau străină după caz, în condițiile legii, caietele de sarcini pot fi achiziționate de la compartimentul de achiziții publice. Urmează aici modul de desfășurare, de prezentare a ofertei, ce trebuie să cuprindă oferta. Sunt standard, aici eu am scris și am solicitat niște documente. Dacă dumneavoastră considerați că mai trebuie solicitate niște documente, putem trece în documentația de atribuire. Deci, pe lângă dovada plății garanției de participare și a taxei de participare, mai e o declarație de participare la licitație, certificat de numărări cu scare care se atestă că nu are datorii la bugetul de stat. Asta este legal să solicităm acest lucru pentru că operatorii economici nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat. Certificat contatator este registrul comerțului care atestă că are ca obiect o activitate similară cu cea a contractului nostru de închiriere, pentru că nu poți, de exemplu, să închiriei cu o carieră de piatră unde se va face o activitate de extracție a pietrei, unia care se ocupă cu restaurante ca ceva. Cazier judiciar. De ce e un cazier judiciar? Pentru că se întâlnește cu un om care are probleme cu legea, da? Consider că a fost oportună această solicitare și, bineînțeles, o declarați prin proprii răspundere că nu se află în insolvabilitate sau în stare de faliment sau lichidare. Am considerat necesar să vă spun lucrurile astea pentru că mi s-a părut normal să le solicităm, da, ca să ne să avem un chiriaș care să fie un om serios, da? Urmează, deci, condițiile de atribuire a contractului. Imediat ce se va face licitația și va trece de termenul de contestație, se va via contractul în termen de 10 zile. Mai sunt aici condițiile de încetare a contractului de închiriere, da? Condițiile de returnare a bunurilor proprii, în cazul în care, se termină contractul de închiriere, bunurile vor fi adică bunurile de retur vor trece înapoi în posesia locatorului, gratuit și liber de sarcini. Drepturile și obligațiile locatorului sunt aici, drepturile și obligațiile locatarului. Locatorul trebuie să predea bunul în integritatea sa, să asigure liniștea posesiei și folosința chiriașului, să acorde sprijin în obținerea autorizațiilor necesare în vederea unor investiții, adică nu în cazul să-i dea bani să facă lucrul ăsta, ci să rezilieze de drept contractul de închiriere în condițiile în care locatarul nu respectă condițiile impuse prin contractul de închiriere, să calculeze pe penalități pentru neachitarea la timp a chiriei, dacă este cazul, să nu tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere, să notifice locatarul la apariția oricărei împrejurări din natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
La, în același timp, drepturile și obligațiile locatarului sunt să trăia în termen bun în chiria, să primească bunul liber de sarcini, să achite chiria, în caz de rezilierii să predea bunul imobil în stare în care a fost primit și liber de sarcini, să asigure pe întreaga perioada închirierii exploatare eficiență, regim de continuitate și de permanența bunului închiriat, să notifice locatarul în legătură cu apariția unui caz de forță majoră în cel puțin 10 zile, să solicite descoperirea situației nerespectării cu reacredință de către locator a clauzelor contractuale, să restituie la încetarea contractului bunurilor de retur, în mod gratuit și liber de sarcini, să respecte legislația privind protecția mediului și protecția muncii și să amenajeze corespunzător bunul închiriat. Urmează și capitolul litigii, care se pot soluționa conform legii. Și cam atâta. Obținerea tuturor avizilor și autorizațiilor pentru realizarea unor investiții, precum și avizilor necesare pentru funcționari și de mediu, ca în sarcina chiriașului. Spune. Da, mulțumesc, doamna inginer. Vă prezint și cum sună hotărârea. Se aprobă documentația de atribuire elaborată în vederea închirierii prin licitație publică deschisă cu selecție de oferte a suprafețe de 160.800 metri pătrați în domeniul public al Comunei de Leni, situat între extraordinarul Comunei de Leni. Conform anexei care face parte integrală. E chiar chiar nu mâine acum, să nu știu ce din situație. Bine, mulțumesc. Dacă aveți înscrie la cuvânt privind această hotărâre, prin caietul de sarcini care a fost prezentat. Domnul președinte, permisiunea dumneavoastră vreau să fac câteva lămuriri. Vă rog, domnul primar. Pare lungă prezentarea prezentată de doamna ingineră Niță. Dar vreau să fac o paralelă. Aduceți-vă aminte de problemele care le avem cu concesiunea la Parcul La Poiană. Transpuneți ce este aici în problemele care le avem acolo. Vedeți dumneavoastră, știți cât de important este, cât de important este un caiet de sarcini, cât de important este un contract pe care noi urmează să-l încheiem cu un operator care va câștiga o licitație? Sunt aici niște chestiuni cu care noi ne confruntăm acum, pe altă speță, dar pe viitor putem să ne întâlnim și aici. În primul rând, am sentimentul că nu toată lumea înțelege sau este de acord 100% cu această oportunitate. Nu știu, am eu sentimentul ăsta. Deci noi trebuie să stabilim aici foarte clar dacă dorim sau nu să concesionăm sau să închiriem acel bun. Dar foarte clar trebuie să stabilim lucrul ăsta, da? Dacă este sau nu oportun să facem treaba asta. Nu vreau ca după o discuție pe care o avem aici, să trăiască cineva cu impresia sau cu sentimentul că am mai avut ceva de spus și n-am spus. Nu știu din ce considerente. Da? Fiecare dintre noi trebuie să explicăm acum cu subiect și predicat cum vedem noi lucrurile. În cunoștință de cauză. Eu doar câteva lucruri vreau să scot și să remarc aici în drepturile și obligațiile părților. Este un caiet de sarcini care va sta la baza încheierii unui contract. În caz de zidire se predea bunul în stare în care l-a primit și liber de sarcini. Eu nu aș lăsa în starea în care l-a primit. Amenajat conform norme mediu. Pentru că el cum poate să mi-l dea în starea în care l-a primit după 2 ani sau 3 ani de exploatare? Cu gropi și cu denivelări? Nu. El trebuie să mi-l dea conform normelor sau conform autorizației pe care va trebui să o aibă înainte de începerea exploatării de la mediu. Acolo se va scrie foarte clar, alb pe negru, ce va trebui el să facă. Sunt foarte importante lucrurile astea, vă spun. Să solicite despăgubiri. Ne referim la cel care închirieri. Ceea ce se întâmplă de altfel și acum la Parcul La Poiană. Să solicite despăgubiri în situația nerespectării cu rea credință de către locator. Adică cu rea credință. În condițiile în care, să spunem, din diverse motive, pe care Benone, la începutul discuției, le-a spus, dom'le, că poate să prezinte un risc pentru că el exploatează, știți că malul ăla poate fi rupt, se întâmplă tot felul de minuni datorită precipitării sau foarte, foarte multe lucruri care trebuie să poată să apară. Și noi, la un moment dat, luăm o decizie că dorim să reziliem contractul respectiv, da? Te trezești că cel care a câștigat concesiunea sau licitația spune, dom'le, păi, dar stați un pic, trebuie să plătiți vreo 10 miliarde investițiile care le-am făcut eu aici. Poate să apară speța asta? E o speță reală?
poate să apară, da? Noi trebuie să stabilim cu exactitate și în caietul de sarcini și în contract. În contract să știți că nu pot fi trecute clauze care nu au fost trecute în documentația de atribuire, în caietul de sarcini. Adică, până unde dorim să facem această exploatare acolo, da? Să zicem că ce înseamnă să facă o exploatare de piatră acolo. Să aduc un concasor care să concaseze piatra sau să scoată piatră brută din care să o vândă, nu? Adică trebuie stabilite lucrurile astea foarte, foarte, foarte clar. Înțelegeți? O să ajungem și la nivelul redevenței care este primită. Pe care noi, să spunem, că o solicităm. O să vă rog să vă aplicați și acolo foarte mult. Să vedem, nivelul redevenței este unul satisfăcător, nu este unul satisfăcător. Sau punem condiții la începerea exploatării mai mare pe mediu, pentru că noi, pe noi ne interesează ca cel care concesionează sau închiriază acolo, bineînțeles, să obțină și un anumit profit, pentru că asta este scopul. Dar în final, când rămânem cu terenul ăla, el să fie la o formă care să nu ne creeze probleme de mediu mai mari. Țineți minte ce s-a întâmplat la ploaia din 2012, când apa care a venit de pe versantul unde a fost defrișată livada, acum bineînțeles că livada a ajuns la un alt nivel și nu va mai fi problema aia. Și am avut probleme cu zidul la baza sportivă, cu jumătatea aia de metru de apă, care nu a mai venit niciodată, 40 de litri de apă căsuți în 12-13 minute. Deci sunt fenomene la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate. Vă rog foarte mult, dacă considerați că la momentul acestei discuții nu avem toate elementele, așa simt eu. Eu sunt omul care simt în aer dacă putești ceva și considerați că încă nu putem lua o decizie pe această temă, putem să o amânăm. Putem să ne consultăm în diverse forme. La ora actuală este că avem 16 hectare în domeniul public care constituie un zăcământ mai mult sau mai puțin evaluat de piatră. Poate deveni un generator de resursă financiară pentru primăria de lemn, în sensul concesionării sau închirierii, conform legislației în vigoare, contra unei plăți care înseamnă o redevență în bani. Pentru că a fost și aici o discuție, de ce nu luăm un procent de 30% cum am mai avut un contract de concesiune. Pentru că este foarte, cum să vă spun eu, este mai complicat să-i urmărești agentului economic cantitatea. Mai e o altă chestie care trebuie să o aduce în discuții. Modul cum va face el deplasarea cantității de piatră extrasă prin comuna de lemn. Dacă va respecta sau nu va respecta tonajele care se impun pe această rută. Știți că am avut în decursul anilor probleme când se exploata cariera de piatră și că șoferii, cunoașteți cei din Consiliu, mergeau cu viteză foarte mare și aveau depășită cantitatea legală prevăzută pe fiecare osiște. Adică sunt foarte multe elemente care trebuie luate în calcul. Trebuie stabilit drumul, dacă se merge pe drumul ăsta, da? Pe drumul județean. Ăsta are o anumită capacitate de transport. Dacă se folosesc drumurile comunale, care sunt drumuri de piatră, da? Nu reprezint o infrastructură. Adică eu mă gândesc așa. Caietul de sarcini mai trebuie să mai aibă încă câteva elemente, dar care să fie foarte, foarte clar stabil. Și cel care dorește să vină să concesioneze, să închirieze, nu trebuie să constituie din partea noastră că noi să punem o barieră, o obstrucție, că nu dorim să, că așa înseamnă că nu mai scoatem dacă nu dorim să vină nimeni. Și rămâne ca și până acum. Adică în sensul în care spune Benoni. Benoni, doar noi știm cine trebuie scoate de acolo. Protejăm natura, infrastructura. Înțelegeți? Toți cei care exploatează acum în mod nelegal, în mod nelegal, și mai repet cuvântul ăsta, cariera de piatră, sunt cetățeni din comuna noastră, care nu au niciun aviz, niciun acord, nici de principiu, nici verbal, de la primăria de lemn, da? Ei nu au nici capacitatea de a exploata un sistem mare, nu au nici capacitatea de a readuce terenul la un nivel acceptabil din punct de vedere al mediului, da? Își câștigă o pâine mai amară sau mai dulce, așa cum pot, da? Prin concesiuni sau prin închiriere, putem rezolva mai multe aspecte.
aspectul de mediu, aspectul de legalitate, un venit la bugetul local, dar trebuie să fim foarte atenți de condițiile pe care le spunem, toate, transport, aia. Așa că aici, la caietul ăsta de sarcini, doamna inginer Miță, o să trebuiască modificate la drepturile și obligațiile locatorului. Într-adevăr, noi ca locator avem obligația să punem bunul respectiv liber de sarcini. Asta ce înseamnă? El să nu mai fie concesionat, închiriat, să facă parte cu certitudinii din domeniul public. Da? Ceea ce se întâmplă, pentru că noi acolo avem și carte funciară. Da? Este clar că avem carte funciară. O să vedeți în raportul de evaluare că sunt și în ce categorii de folosință să încadrează terenul respectiv. Nu este teren arabil, nu este teren de livadă, teren de vii, care are alte categorii. Nici nu este tratat cu o certitudine de 100% ca zăcământ natural. Zăcământul natural, știți că este un zăcământ care aparține statului. Da? Adică noi știm foarte bine, resursa de apă, petrolul, mineralele și nutricialea sunt zăcăminte naturale care aparțin statului și este un zăcământ de piatră la suprafață care poate fi exploatat. Deci aici o să trebuiască să scriem clar, în cazul rezilierii se predea bunul imobil, nu în starea în care l-a primit și liber de sarcini. Eu nu vreau să-l predea în starea în care l-a primit, în starea care e acum e valnică. Eu vreau să-l predea amenajat conform normelor de mediu pe care el va trebui obligatoriu să le aibă la începutul exploatării. Adică el când va obține avizul de mediu, are o documentație prin care prezintă în mod clar celor de la mediu cum dorește să exploateze acest zăcământ de piatră, da? Și ce va face după ce finalizează exploatarea pe un hectar, de exemplu. Care vor fi măsurile de reamenajare și de readucerea mediului la un anumit nivel. Dacă nu precizăm lucrul ăsta foarte clar la început, putem să ne întâlnim cu probleme. Obligațiile să solicite despăgubiri în situația nerespectării cu rea credință de către locatorul la clauzele contractuale. Trebuie să delimităm și să stabilim foarte clar ce înseamnă cu rea credință. Vedeți, dacă ne ducem înapoi, pentru că nu face plăcere, dar asta este situația, contractul pe care îl avem cu parcul de la Poiana, termenul pe care îl folosește reprezentanții societății respective este rea credință. Consiliul local cu rea credință a făcut nu știu ce a făcut. Ce înțelegem noi prin rea credință? Adică dacă el nu-și va respecta niște condiții de mediu foarte clare stabilite și noi spunem, domnule, vezi că nu-ți respecti condițiile de mediu și vom fi nevoiți să nu știu ce, să ne îndreptăm împotriva matale, el va, domnule, dar e cu rea credință? Adică sunt lucruri, eu am înțeles îngrijorarea lui domnul Rașcu și o împărtășesc. Credeți-mă. Deci o împărtășesc 100%, că sunt oameni care pot să vină să se apuce de exploatat și să lasă lucrurile așa, rezilierea contractului cu firma care au făcut-o, ce-au făcut? O lăsat niște morvane de pământ, nu le-au adus la nicio stare, ele sunt, ne cunoaștem, ne știm, adică cunoaștem situația de acolo, da? Firma a intrat în insolvență, s-a încheiat povestea, așa e domnul Benoni și au rămas lucrurile ca în tren, da? Graiești, ori poate să vină să exploateze și să intre în conflict cu omul care are vara. Dar eu zic așa, în caietul de sarcini, să adăugăm câteva chestiuni mai clare, ceea ce înseamnă curea credință, mă înțelegeți? În ceea ce înseamnă condițiile din mediu, da? Și probabil că ar mai trebui stabilit aici, dacă se dorește exploatarea carierei de piatră sau într-un regim industrial de valoare, nu știu, de mare, ce înseamnă exploatare? Și aici e foarte important. Noi n-am trecut în caietul ăsta de sarcini, cred că nici nu putem trece, că nici în raportul de expertiză, că eu l-am citit, nu este trecut, o cantitate estimată pe care el poate să o extragă de acolo. E greu de apreciat asta. Se poate face un studiu... Nu l-avem făcut nici noi și nu l-avem. Atunci eu zic că... Nu, atâtea condiții nu o să vină nimic. Nu. Dinu, nu punem condiții. Dinu, nu punem condiții, dar trebuie să ne gândim... Nu o să vină, chiar nu știu, măsură de siguranță. Cine vine, vine să câștigă acolo. Deci eu zic așa, doamna inginer. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, ca la caietul de sarcini, în afară de toate celelalte condiții care sunt reglementate clar prin legislație, să punem aici în caz de el să predea bunul imobil în starea în care l-a primit. Nu în starea în care l-a primit. El să fie amenajat conform avizului pe care îl primește de la mediu. Adică dacă el nu a făcut, el nu o să poată să facă exploatații pe 16 hectare. Clar.
Deci acolo se vor găsi anumite zone unde se spune că mai există filon de piatră și unde el poate să exploateze. Și l-au apucat și-au exploatat într-un hectar, au scos de acolo, nu știu, 5, 7, 8, 9 mii de metri, așa. El are obligația să-l readucă la forma agenția. Mai o secundă, dacă îți lăsați să termină. Domnul președinte. L-am dat să-l câmp acolo. Da, ala să mă rezolv și eu, dar altă problemă. Simplu. Pădurii, genelul ăla este întors, dos pe față, dăm un cucor. Acum, milioane de toieni de piatră nu o să fie acolo. Acum, societatea care va vine sau cine o să vină acolo, să-ți plătesc de poate. Și nu trebuie care eu o să-i aibă. Iar din capacitate mare... Dino, numai dacă îi dăm voie să intri în Imaș încolo, acolo este piatră. Da, o să fie vreun. Sau mă arăt dacă le spus domnul Costică Pricoreanu, îl trece frumos, face o plantație de salcâm, salcâmul și plăce și câteva ani s-au făcut. Și poți să-și bate puțin și noi avem grijă. Și mănâncă căpii dacă îți plantăm să vă. Asta e, asta că e. Care a plăcut. Ce facem ca? Domnul președinte, mă rog și eu. O secundă, domnul inginer. Chiar domnul primarul a atins puțin chestiunea. Ar trebui că văzut acolo și modul de acces. Și știm că se face un drum, este un proiect, să vedem drumul, la ce capacitate e proiectat, e singur acces pentru, pentru cariera respectivă. Trebuie de la început dacă se poate intra în carieră, până la câte toate poate să aibă camioane. Deci, într-un caz, nu se vină ceva să care cu mașina remorcă de 5 tone. Sigur o să vină cu mașina care de pe drumul național poate să le suporte. Eu, dacă, mă rog, să mai fie competent, propunerea mea ar fi să amânăm deocamdată aprobarea acestui caiet de sarcini. Eventual, trecem la următorul punct să vedem ce a spus expertul evaluator, cam care ar fi nivelul de la care te-am plecat cu chiria. Și amânarea se poate face doar prin respingerea proiectului momentan. Ulterior, dacă mai fundamentăm chestiunea și punem de acord toate celelalte puncte pe care o să le iasă aici, să ne luăm într-o ședință extraordinară sau într-o ședință ordinară acest punct. Da, domnul președinte, doar câteva lucruri. Noi putem duce discuții din felul următor. Putem retrage de pe ordinea de zi caietul de sarcini, pentru că dorim să-l regândim altfel. De exemplu, uitați, mi-am notat doar câteva lucruri aici care mi se par mie foarte importante de prins în caietul de sarcini. Da? Să fie prevăzut ce utilaje pot fi folosite la această exploatare. Fără exploziv. Deci, sub nicio formă nu se acceptă exploatarea carierei prin implozii. Da? Datorită faptului că suntem foarte apropiați de sal. Acces. Transportul pietrei trebuie să fie făcut în concordanță cu capacitatea de rezistență a drumului. Adică noi vom avea, la finalizarea proiectului, avem acolo pe tronsonul respectiv de drum, el spune care este capacitatea maximă pe care o suportă drumul respectiv. Mă înțelegeți? Și pe urmă. Asta este clar. Deci eu zic că putem completa acest caiet de sarcini, pentru că ne gândim cu toți și venim cu idei. Doamna Niță, libreia de la noi și vedem dacă aceste dorințe ale noastre nu contravin, că și asta este foarte important, cu legislația domeniului, da? Să nu pară anumite chestiuni care nu contravin cu legislația. Trebuie văzut lucrul ăsta. Și după care mergem mai departe. Deci, eu zic așa, dacă dumneavoastră sunteți de acord, domnul președinte, să mergem cu retragerea caietului de sarcini, da? Să trecem la etapa evaluării și aprobării, dacă noi sunteți de acord, a raportului de evaluare, urmând că acest caiet de sarcini să fie aprobat într-o ședință ulterioară. Având atunci aprobat și raportul, că raportul nu are legătură cu caietul de sarcini. Este una din componente. Adică în caietul de sarcini se va trece valoarea de la care va începe procedura de licitație. Da? Această valoare poate fi diminuată sau crescută, nu știu, cred, până la 20%, nu? Va fi crescut. Dacă îmi dați voie. Da, acum ați spus. Nici o formă, domnul care administrează, vadă și în țară, vadă ce e, nu va
se va simți foarte rău și va fi conflicte cu tranzitarea prin mijlocul vezei autoriale. Nu poate fi problemă, pentru că în contractul de concesiune, mult, vă spun eu, în condiții în care s-a încheiat contractul de concesiune cu Livada, a fost prevăzută în caietul de sarcini, da? Aceasta, pentru că la momentul încheierii acolo deja cariera exploatată. Da? El nu poate să pună condiția sau să poată să interzice circulația pe acolo. Nu are cum să o pună. Practic, se va ridica și copacii de lezi. Asta este altă. Trebuie să ne gândim la acest aspect. Deci ca să nu ai stile eficienți. Eu chiar vreau să subliniez o chestie. Vă rog. Foarte bine o specifica și domnul primar. Dar, în caietul de sarcini, aș vrea să spun expres punctul ăsta legat de transportul prin comună a materialului care o să iasă din cariera respectivă. Pentru că nu cred că oamenii din comună au o problemă cu exploatarea carierei și cred că ar fi de acord tot cetățeanul din comună, cariera să fie exploatată, să vină un bar la comună, dar transportul prin comună trebuie reglementat foarte bine. Pentru că, să nu uităm, și au, părinții mei au casa la stradă aici, în momentul în care domnul Crețu exploata cariera și tranzitau mașinile din piatră, erau probleme la structura drumului și casele care sunt lângă drum. Mulțumesc! Da. Deci, vă supun aprobării, retragerea de pe ordinea de zi acestui punct. Cine este pentru? Cineva este împotrivă? Abține? Deci, am retras punctul. Urmează să-l discutăm cu proximă ocazie. Trecem la următorul punct și anume este legat de acest lucru. Dar ce rost are să mai discutăm? Da, raportul de evaluare. Ca să-l avem deja... Ce rost are? Domnul Sfică, ești visat și gata. Intră în caietul de sarcini acest... Dar ce rost are să mai discutăm punctul 6 dacă punctul 5 nu a fost băie de implementat la... Valoarea de la care se pleacă face parte din caietul de sarcini. Practic ar fi trebuit să îl discutăm înaintea punctului numărul 5. Deci, noi am terminat, îl punem măcar unul în fața... Păi nu, dați înțeles. Deci aici suma de incarnese din evaluare... Era bine să fi fost caietul de sarcini terminat și după aia... Păi, discutam și discutam. Nu, domnul Dinu. Să completez, pentru că aici s-ar fi trecut un foc, un hectar de exploatație, pune un hectar de sal câmpă. Domnul Dinu, am o rugăminte la dumneavoastră. Deci, lucrurile stau în felul următor. Am aprobat studiul de oportunitate și am dat vot pe el că suntem de acord cu închirierea carierei de piatră. Da? Punct. În mod normal și firesc, ar trebui să aprobăm raportul de evaluare. Da? Asta ar fi fost pasul următor. Pasul numărul 3 este aprobarea caietului de sarcini. Cu toți am căzut de acord că la caietul de sarcini este de lucru da. Pentru că fiecare dintre noi poate să aibă o anumită propunere în caietul de sarcini. Am spus așa, noi putem face aceste propuneri vis-a-vis de caietul de sarcini. Ele vor fi comunicate ori în scris, ori verbal, doamne ingineră Niță. Doamna ingineră, pentru că dumneavoastră trebuie să verifice dacă dorințele noastre nu vin în contradicții cu legislația care guvernează toată această treabă. Mă înțelegeți? Pentru ca să clarificăm foarte bine și foarte clar prin caietul de sarcini ce obligații avem noi ca proșii, ca și proprietari, ce obligații are cei care dore, are cel care, să spunem așa, va câștiga sau care dorește să ce condiții trebuie să îndeplinească și ce obligații are după ce câștigă acel contract de concesiune sau din chiriere. Dar lucrurile astea să fie stabilite foarte clar pentru toată lumea, ca să nu ne trezim cu interpretări alambicale, așa, știi, fiecare, și uitați-vă că de nu știu câți ani avem proces cu nu știu ce societate, care de 10 ani de zile nu au plătit un leu concesiunii și peste tot spune că cu rea credință Consiliul Local și Primăria au vrut să-i desfințeze afacerea. Eu nu vreau să mai ajunge niciodată în această situație și eu vreau ca să știi foarte clar și cel care dorește să vină aici și noi, care sunt condițiile de exploatare corectă. Dacă cunoști foarte bine de la început
ce drepturi și ce obligații ai, nu vor putea apărea pe parcurs discuții. Eu nu sunt direct pe ediție să spun discuții. Păi atunci ce să dar am spus, este mai bine ca punctul 5 să fie finalizat. Păi dar atunci am spus, e prea mai ușor el. 6 e bine să fie finalizat. Păi de ce n-ați spus să punctul 6 în fața 5? Păi într-o eroare. Păi într-o eroare. Corect. Ca de obicei. Da, scuzați, nu e, așa este. A fost pus de hârtie în ordine rampa de hârtie de aia. Știți? A fost pus de hârtie în ordine rampa de hârtie de aia. A, da. Hai să vă trageți să prezentăm. Da. Hai să vedem. Domnul Ziner, tot dumneavoastră aveți rășina să prezentați raportul de evaluare. Domnilor consilieri, trebuie să... Na, eu zic că mă întorc un pic la documentație. Eu... De asta am venit cu un proiect de caiet de sarcini. Dumneavoastră îl completați cu ceea ce doriți și considerați că este nevoie ca acest caiet de sarcini să fie completat. Deci nu avem cu așa să... Deci de asta este un proiect de hotărâre și nu o hotărâre luată de noi înainte și final. Deci noi vom ține cont de lucrurile astea, voi colabora cu compartimentul de urbanism, care își va spune părerea vis-a-vis de această carieră, pentru că eu chiar nu mă pricep chiar la toate, nu? Deci normal. Și atunci, asta am așteptat, să vedem punctul dumneavoastră de vedere, da? Pe care cu siguranță pe îl vom lua în seamă. Și acum, întorcându-ne la raportul de expertiză, care era de dreptate că te vedea un pic mai înainte, raportul aici, ce pot eu să vă spun, este un raport de expertiză făcut de un expert tehnic judiciar al Ministerului Justiției de la Vrancea. Eu l-am achiziționat acest contract prin SEA. Dânsoare am pus condiția ca acesta să aibă legitimația ANEVAR, cu toți cei care fac evaluări trebuie să fie autorizați ANEVAR, adică să aibă autorizație de partea Agenției Naționale a Evaluatorilor, cam așa ceva. Deci am considerat că este un expert care îi poate face o expertiză și expertiza pe care noi o putem lua în seama. Da? Dânsul a stabilit o redevență anuală pe hectar de 2313,8 lei pe hectar de respectiv 507 euro pe hectar. Redevența lunară pe o suprafață de 16 hectare ar fi de 3100 de lei, respectiv 379. Dar vă spun, redevența anuală pe toată suprafața 37.206 lei, respectiv 8154 de euro pe an. Asta era trecută și în documentația de atribuire ca punct de plecare la licitație. Deci asta este suma pe care evaluatorul o propune ca fiind o sumă minimă de plecare la licitație. Da, da. Corect. Da. Corect. Bun. Dacă este dumneavoastră... Da, dacă nu este permis, evaluatorul... Evaluatorul a fost pe teren. Da. Da, mulțumesc, asta era întrebarea. Da. Dar o altă întrebare. Da, vă rog, domnul... După ce criterii s-a făcut evaluarea? Au ajuns cu vreun aparat ceva care măsură la adâncimii, care filmează prin pământ, sunt din astea. Dar corect, sunt aparate care îți spune ce... Să vă arăt dacă este ceva. Părere, așa, eu am mai spus că terenul ăla e întors 10 ori. Și eu aș avea stinții și la adâncimii. Alea sunt imași. Alea rămâne... Nu, nu, nu. Alea întrebat. Ideea este felul următor, dacă această sumă de 370 milioane, ca sumă este mare. Nu e o sumă foarte mare și trebuie văzut. E o sumă care vine în bugetul primăriei dacă cumva să închirează cariera. Dar trebuie văzut foarte bine, așa cum precizează și domnul Rașcu de Nămâie. Ce se întâmplă acolo cu livada, dacă începe drumul ăla să fie circulat? Cu toate că știm foarte bine că nu e un drum public și nu poate fi restricționat accesul. Și bănuiesc că ar trebui întrebat și domnul Culivada dacă nu este interesat de această carieră. Pentru că în momentul în care suma
preconizat aici este de 37.000. Poate vine întrebat și dumneavoastră dacă nu pentru o plantație vă referiți sau vă referiți la exploatare? Se că... Se dă să eu aș fi de acord pentru plantarea, v-a spus. Dumneavoastră luați în calcul așa. Primăria de Len a mai avut două tentative de concesionare sau închiriere acestei care, la care nu s-a prezentat nimeni. Sunt nu avem o certitudine la momentul când purtăm discuția că va veni sau nu va veni cineva. Da? Dar totuși, pentru că a existat o solicitare, așa cum v-a prezentat doamna ingineră Niță, de la o societate de la Neamț, că este interesată să concesioneze această carieră, am considerat că este corect, firesc și normal, să venim în fața dumneavoastră cu un studiu de oportunitate, cu un raport de evaluare, da? Urmează ca după ce vor veni completările din partea dumneavoastră, să revenim și cu caietul de sarcini. Noi discutăm acum dacă valoarea redevenției, care a fost stabilită de un expert evaluator autorizat, nu... Nu facem noi aici dacă el a măsurat sau nu a măsurat. El a făcut o evaluare. El a făcut o evaluare că ce-ar putea scoate la momentul actual de pe un hectar. Înțelegi? Pentru că terenul ăla a expus foarte bine. Este teren degradat. Da? Dumneavoastră puteți să spuneți așa. Sunt dintre dumneavoastră care știți ce înseamnă la nivelul mic piatra de acolo, cam ce valoare are piatra pe piață, dacă ea poate fi scoasă sau nu scoasă, în ce condiții poate fi scoasă. Deci dumneavoastră puteți spune așa, domnule, 8.000, 9.000 de euro pentru exploatare acolo este mult sau puțin? Dacă este puțin, putem spune, domnule, prețul de plecare pe care noi îl estimăm, de când având în suport raportul făcut de, este, nu, 8.000 este puțin. Noi dorim un preț de 10-12.000. Da? Sau mai puțin. Înțelegeți? Acel preț va fi trecut în documentație. El va fi încărcat pe SEAP sau va fi scos la licitație. Dacă cei care vor fi interesați vor agrea prețul, vor participa la licitație, dacă nu, nu. Dar noi gândim acum așa. Prețul respectiv poate fi luat ca preț de pornire sau nu? Nu, dar trebuie specificat, încă o secundă, trebuie specificat numai mult de 1.500 metri pe an. Nu putem restricționa. Dar dumneavoastră a spus, mai înainte, cu o jumătate de oră, că trebuie pus condiția ca cantitatea de piatră să se... Da. Eu mă gândeam așa spunea lui, da, trebuie să precizeze care va fi dorința lui de a exploata, da? Și noi spunem condițiile, că, de exemplu, am trecut acolo, nu poate fi făcut cu explozii, dar nu poate fi făcut cu aia. Ea înseamnă că va putea fi făcut cu ce? Cu utilaje care sunt de suprafață, da? Înseamnă că nu va putea să facă acolo găuri, nu știu ce. Utilaje de suprafață ce înseamnă? Excavatoare, nu știu ce, care va face... În rest, eu ce să-i spun acum? Noi am avut, de exemplu, la concesiunea din 2013-2012, 30% din piatra scoasă, dar numai puțin de 500 metri cub pe an. Nu vă ascund faptul că anul trecut, când s-au făcut canalizările la Hârlău, societatea care a executat lucrarea acolo a venit la primăria de Len și a dorit să cumpere nisip. Nisipul care a fost rezultat acolo. Ea nu a prins bine și primăria de Len nu poate vinde nisipul respectiv, pentru că nu este autorizată cu așa ceva și nu poate emite document legal. Și nu le-am dat nici nisip, nici voie să meargă acolo, pentru că nu aveam cum să facem lucrul ăsta legal. Normal. Trebuia să fi făcut un act atunci când au intrat, când ai dat nisip în insolvență și primărea putea fi ca deci, domnilor, vă rog. Ca și parte din aia 30% și puteam atunci să... Deci, vă rog, vă rog foarte mult să înțelegeți așa. Că noi suntem condiționați, în primul și în primul rând, între dorința noastră de a face anumit lucru și o legislație pe care trebuie să o respectăm. Noi, ca să vindem un nisip, în primul rând ar fi trebuit să-l avem, da? Ar fi trebuit să avem o redevență pe care am luat-o drept redevență de la cel care a exploatat cariera, da? Noi nu am luat redevență de la el, nici nisip, nici piatră. Noi am luat contravaloarei, în prima fază, ne-a livrat cantități de piatră pe care noi le-am pus, erați viceprimar atunci, domnul Ionel Găină, și știți foarte bine, pe anumite trosoane de drum, cariera de piatră concasată, da? Și după aia a fost o redevență care a fost ca și
plate. Așa e domnul Mihai, a fost plătit. Firma a intrat în insolvență, sunt o groază de problemuți acolo, da? Acum, într-adevăr, cel care va, dacă va fi o persoană care va câștiga, mă înțelegeți concesiunea, va putea să vândă și acel nisip. Probabil, va putea să-l vândă. Dar asta este altă treabă. Noi numai, el va fi autorizat, va putea să facă lucrul ăsta. Cum putea primăria să vindem noi nisip care nu-l avem, de unde să-l vindem? Dacă noi suntem proprietari de teren, pe care era asta, tot terenul ăsta? Deci avem și utilajele astea care sunt cu multul. Da, l-am strâns să vă care e problema. Era ceva în plus care... Da, domnul secretar. Deci, nu stă voi... Da, trebuie să ne întorcăm cum e acolo. Deci, utilajele sunt a noastre și le putem exploata în regiunul public. Bine. Dar ca să nu deviem de la subiect, eu vă propun așa, haideți să plecăm de la raportul de evaluare, da? De la prețul care a fost... Deci discutăm acum strict prețul ăsta. Deci, dumnealui a spus așa, pentru suprafața de 16 hectare, evaluarea pe care a făcut-o dumnealui este de 8.154 de euro. Deci, vă rog să vă referiți strict la preț. Celelalte chestiuni privind oportunitatea caietului de sarcină. Alte aspecte, le discutăm data viitoare. Domnul Grigoreanu, aveți să spun. Stimați colegi, ce vreau să vă spun? Scurt și la obiect. Să nu-i cuvinte aici. Să lăsăm. Să lăsăm să vină. Dacă vine, trebuie să-și plătească. E problema lui de acum. Dar unde-și mă mare? Ce am vrut eu să trec pe administrație, mă refeream că dacă într-adevăr exploatează o jumătate de hectare, o mii de metri, să fie împădurită zona aia, oricum acolo nu mai poate fi. Împădurită cu saltcâmp sau cu altceva. Adică, dar nu e bine să punem piedici la o persoană autorizată care vrea să facă un lucru, nu știu, creează locuri de muncă, nu creează. Oamenii care scot piatra acolo, pe noi, ei da. Lucrează primitiv, dacă ați fost acolo vreodată. Bate cu ciocanul pe noi de la, nu știu dacă ies o pâine de ouă pe zi. Deci nu e bine să vorbim în necunoștință de cauză. Dar să lăsăm pe om să facă treaba, că e cel mai bine. Mulțumesc. Domnul Chiriac. Referitor la preț. Deci e 8.154. Evaluarea s-a făcut la momentul evaluării atunci, da? Acum. Așa. Deci era 8, cât era la așa. Eu zic că bine ar fi să propunem o sumă de 10.000 de euro. Mai mare? Păi, dar ai făcut la... De ce spun chestia asta? Tu să tărâne din minut de evaluarea. Nu vine să tărâne. Ascultă momentul, domnule, ascultă la lucru care îmi spune despre ce e vorba. Deci, e opinia mea. Deci, se întâmplă. E făcut... Euro s-ar putea să scade. Nu se știe. Deci... Și am o sumă de 10.000 de euro, pe care, mai mare sau mai mică, mă identific cu suma pe care este acum. Asta este explicat. Contractul facem noi, nu facem noi. Facem noi. Dați așa că să-l tăi, domnul Furtună. Am plecat mai mult. Vă rog, domnul. Da, eu o întrebare care sper să nu fie răutăcioasă, chiar dacă nu e chiar legată de preț. Aș întreba dacă cariera respectivă a fost vreodată autorizată de la Medium. Și dacă noi închiriem, concesionăm 16 hectare sau concesionăm o carieră. Vreau să știu dacă apare undeva carieră cu autorizații sau avem 16 hectare de piatră care le închiriem. Poți să vă răspund? Da, se pun. Noi scoatem la închiriere sau concesiune suprafața de 16 hectare în vederea exploatării pietrei. Toate condițiile de autorizare de obținere a vizei cad din sarcina celui care închiriază sau concesionează. El nu va putea să exploateze în regim de legalitate dacă nu va îndeplini condițiile astea. De când știu eu, acolo, nu știu dacă poate înainte de 89 a fost autorizată. De care nu a mai fost autorizat. El va avea una din obligații asta, va deci să autorizeze concesionarul terenul pentru... Dar el va trebui să îndeplinească condițiile de legalitate. Și întrebarea de preț, aș vrea Brică, poate nu am mai reținut eu, cât plătești redevență domnul Băian Pilivadă pe un hectar? E echivalent la 600 de euro la... Nu mai știu. Atât vă spun. Că e un fel de la copierea... Nu-i pentru Pilivadă, e tot o altă.
la subiectat. Da. Echivalentul a 600 de euro. Domnul președinte, vă rog. Nu se pune de la preț. Ia de la preț. Din mare. La subiectat. Nu mai e nimic de fapt acolo, dacă va exploata ca vântul care are. El nu va exploata decât jumătate de hectare. În rest, cum aș împărți acolo? A făcut un calcul. El dacă va plăti pe 16 hectare, ori 600 de kg de grâu, după legii. Hai lăsați cu grâu. Nu, la teren. Catelena știm ce acolo, exact. Catelena Gabel înseamnă 9600 de kg de grâu. Teren care o ia întâi. Ori un leu, sunt 9600 de lei, 96 de milioane. Nu râdeți, doamna... El plecând pe niște găsituri și niște râpii, trebuie să plătească 372 de milioane de ani. Nu cred că va veni careva, el, dacă o va exploata. După intervenția lui Dumnezeu. Nu! Nu le-o plătește. Nu vine nimic cu suma asta. Să iei suma asta. A fi ideal. Să iei suma asta. Uitați-mă, lăsați-mă și uitați. Domnul președinte, mă văd obligat să mai fac. Stimați colegi, premisa de la care trebuie să plecăm noi și este o premisă corectă, este următoarea. Întotdeauna, când solicităm să se facă un raport de evaluare de către un evaluator autorizat, nu facem lucrul ăsta pentru că vrem să ne aflăm în treabă. Acest raport de evaluare, dacă o să-l citiți cu atenție și o să vă uitați acolo, are niște formule de calcul care vizează mai multe componente, da? Cel care a stabilit prețul ăsta n-a făcut o paralelă cu grâu, cu orz, cu secară, cu nu știu ce. El a făcut o paralelă, da? Cu un potențial existent acolo și a maximizat într-o, cum să vă spun eu, nici de a îndepărta orice inițiativă de a veni aici, dar nici de a fi o bătaie de joc pentru proprietate, care este Consiliul Local, primăria, da? Eu consider că prețul care este stabilit aici este un preț de la care putem discuta plus, minus, maxim 20% și să nu uităm de condițiile care mie mi se par mai importante decât neapărat valoarea redevenției, care vor fi impuse de cei de la mediu pentru aducerea terenului respectiv la o anumită normalitate. Deci, dacă raportul ăsta de evaluare pleacă de la prețul minim de 8.150 de euro, el poate să ajungă, dacă vor fi mai multe persoane interesate, poate să ajungă mult mai mult. Poate să ajungă la 10, la 15, la 20, la 30 de mii de euro. Automat, dacă prezintă interes. Corect. Dar ăsta va fi prețul minim. Deci noi stabilim acum prețul de pornire a licitației. Prețul, da? Prețul minim. Fac o altă paralelă. Avem 7 hectare, 76 la PAC la Poiana. Suma pe care trebuia să o plătească acolo era de 2.900 de euro pe an. Nu a fost plătit nici măcar decât în afară de 5.000 de lei o garanție de participare care nu sunt niciun leu. Dar nu vrem să ajungem în situația aia. Eu zic așa, dumneavoastră, considerați, am înțeles, dumneavoastră vreți un preț mult mai mic, dar vă spun cu siguranță, noi nu putem, domnul Petrică, noi nu putem cu argument legal să aducem sub valoarea asta atât de mult. Pentru că atunci care e rolul evaluatorului? Noi, de exemplu, când suntem controlați, ne întreabă cineva, domnul primar, doamna Niță, cum ați evaluat dumneavoastră de ați ajuns la prețul ăsta de 8.000? Ați avut o înțelegere? Și noi spunem, nu, domnule, noi avem o persoană autorizată care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația din România, este abilitat să facă acest raport de evaluare, el răspunde pentru acest raport de evaluare. Noi cu el am venit în fața Consiliului Local, pe care Consiliul poate să-l aprobe sau nu poate să-l aprobe. Poate să-l diminueze până la nu știu cât la sută, am impresia cu 20%, sau poate să-i mărească valoarea cu până la 20%. Noi despre asta discutăm acum. Da. Stimați colegii, eu vă propun să ne oprim atunci discuțiilor.
dacă sunteți de acord. Și să punem la vot evaluare. Evaluare, da? Da. Deci cine este de acord cu această evaluare? Da, cine este împotrivă? Cine se abține? Deci am aprobat acest proiect de hotărâre. Urmează să revenim cu discuțiile legate de proiectul de sarcini. În ședința următoare. Eu v-aș ruga, dacă vă faceți timp de care să veniți cu scris cu câteva completări, ce scris e mai bine și aduce la doamna Niță, eventual ne mai întâlnim împreună și discutăm la comisie. Nu, dar scrisul se poate să adună. Cine mai vrea să mai spună ceva, poate să spună, domnule. Dar mai la primer, să mă dau. Da. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea raportului de gestiune a primarului privind patrimoniul comunei de lemn și aprobarea reacvalizării, renumerotării, modificării, însușirii domeniului public și domeniului privat al comunei de lemn, Lățuiaș. Prezintă domnul primar Grigore Alu. Domnilor consilieri, raportul de gestiune privind patrimoniul comunei de lemn este prevăzut în anexa numărul 1 și anexa numărul 2. Sunt toate mișcările care au avut loc pe parcursul anului 2016 în patrimoniul comunei de lemn. Aici sunt lucrurile care au intrat în domeniul public, lucrurile care au ieșit din domeniul public, da? Sunt toate acele hotărâri pe care noi le-am aprobat în Consiliul Local. Pentru că știți foarte bine, nu se face nici o intrare sau nici o ieșire din domeniul public fără aprobarea Consiliului Local. El a fost renumerotat, reașezat acum aici. Este o muncă foarte, foarte elaborată, să știți, pentru că aici găsim toate elementele, componente ale domeniului public și privat al comunei de lemn. Nu o să intru în amănunt, nu o să vă dau citire la 100 și ceva de pagini, pentru că dumneavoastră le aveți cu toții, le știți, da? Tot aici avem aprobat la asta, o să vreau să dau doar o mică notă de relații, da? Avem aprobată și în discuție obiectele care au fost propuse la casare cu liste de inventar. La data de 31.12.2016, da? Sunt acele bunuri care, la un anumit moment dat, trebuie scoase din urmă datorită deteriorării fizice și morale, da? Și ele trebuie casate. Ele au fost inventariate la data de 31.12.2016, aprobate de către comisiile de inventariere, aprobate de către compartimentul financiar contabil și prinse în acest raport. Și ele trebuie să aprobate de către dumneavoastră. Eu o să vă citesc, doar nu o să vă citesc acum stick, marker, ștampile, surse, calorifer, telefon, Nokia, un scaun sau două. O să vă spun că am propus scoaterea la casare autoturismul Dacia Logan. Da? Este vorba de mașina albastră, care efectiv nu mai avem ce face. Că urmează de aici să facem procedura prevăzută de legislație, cum o putem casa, că ea este casată, s-o... Da, s-o radiem de aici. Știți că noi am primit și este prins și în acest raport, de la Casa de Sănătate Iași, un autoturism, tot un Logan, pe care îl folosim acum. El și ei l-au scos de la ei pentru că a depășit perioada de 5 ani, dar este într-o stare de funcționare mult mai bună. Da? Deci, acest raport dumneavoastră l-ați văzut cu elementele propuse pentru casare. Dacă aveți, nu știu, anumite întrebări pe care doriți să le puneți pe un material foarte vast și foarte mare. Da? Tot ce este în domeniul public și privat se regăsește în acest raport. El va fi afișat și pe site-ul primăriei. Recomandați-le tuturor celor care sunt interesați și vor să vadă care este patrimoniul comunii de lemn, să intre în... să intre pe site și să vadă aceste lucruri. Vă dați seama, nu ne apucăm acum de citit toate astea, că sunt dar aveți primit e-mail, s-a discutat în comisie. Prezintă domnul Boc Mihai. Domnul președinte, o să fac eu câteva prezentări din mod general, până ca dumneavoastră să adresați întrebări, dacă sunt
domnului Bobov. Vă rog, domnul Bobov. Aș dori în primul rând să fac o precizare care este foarte importantă și să vă mulțumesc dumneavoastră, consilierilor locali, pentru că noi am dezbătut și am discutat despre tot ce vă prezentăm astăzi în bugetul pentru 2017, ceea ce privește Comuna de Let. Deci am avut discuții cu dumneavoastră. S-au stabilit de comun acord cu dumneavoastră prioritățile pe care le avem în anul 2017. Bineînțeles că aceste priorități au fost stabilite și funcție de resursele financiare pe care le avem alocate. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă și pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. Sunt convins că ați înțeles perfect că nu toate solicitările dumneavoastră care vizează în primul și în primul rând interesele cetățenilor pe care dumneavoastră îi reprezentați din diverse zone nu au putut fi tratate și satisfăcute în proporții de 100%. E un argument foarte clar și bineînțeles că nu ne permite sumele necesare pentru a acoperi toate nevoile pe care le avem la nivelul comunei noastre, dar am convingerea că împreună am găsit soluția și formula cea mai bună pentru a putea satisface cât mai mult din nevoile pe care le avem la nivelul comunei de Let. Eu am să vă citesc într-o formă sintetică cum stă la ora actuală bugetul pe care noi astăzi îl aprobăm. Nivelul veniturilor pentru anul 2017 la nivel total este de 14.953,54 lei. Asta este suma totală a veniturilor. Ele sunt venituri care provin din cote defalcate din impozitul pe venit, 428.000 de lei, sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, 2.167.000 lei, sume defalcate din TVA, 7.856,66 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.616.000 lei, venituri proprii, 1.000.000 lei, adică 1.000.000 lei, da? Un milion. Subvenții pentru ajutor de încălzire, 250.000 lei, subvenții pentru finanțarea sănătății, 98.000 de lei. Finanțare, Program Național de Dezvoltare Locală, 90.000 de lei. Suma totală pe care o avem la venituri este de 14.953,54 de mii de lei. Total cheltuie. 14.953,54 de lei. La mii lei. Mii lei. De asta folosesc ca să devină mai ușor la... 14.000 de lei. Așa. Da. 14.953,54 de mii lei. În miile raportăm în toate situațiile. Cheltuielile întotdeauna trebuie să fie egale cu veniturile, da? O să vă prezint structura cheltuielilor, așa cum a fost discutată și cum este prevăzută și în buget. Avem cheltuieli de funcționare. La capitolul cheltuieli de funcționare, suma pe care o avem alocată este de 5.107,50 lei. Unde se regăsesc? Cheltuieli cu salarii. 1.410.000 lei, utilități plus materiale, 1.810.000 lei, asistență socială, aici intră tot ce înseamnă cheltuieli pe asistență socială, 1.887,50.000 lei. Cheltuieli cu învățământ. Total cheltuieli la capitolul învățământ avem 6.373,16.000 lei. Da? Unde avem cheltuieli cu salarii 5.540.000 lei, cheltuieli materiale 619.000 lei, asistență socială 172,16.000 lei, burse 42.000 de lei. Sănătate. La sănătate avem două componente. Una pentru asistenți medicali comunitari. Deci, la nivelul primăriei de Leni, avem 3 posturi de asistență medical comunitar care sunt finanțate de la Ministerul Sănătății, probabil ei. Și avem preventoriu TBC. Pentru asistență medical comunitar
suma totală pe care noi avem repartizată cu salarii și cheltuieli materiale este de 98.000 de lei. Preventoriu TBC. Suma totală pe care o avem în bugetul prevăzut la preventoriu TBC, care se compune din suma primită de la contractul care l-au ei cu Casa de Sănătate, DSP, plus sumele pe care le alocăm de la bugetul local. Suma totală este de 2.265,75 lei, din care numai 25.000 de lei este suma pe care am repartizat-o din bugetul local. Asta sunt pentru cheltuieli materiale pe care noi îi dăm la preventoriu TBC. Salarii la TBC, la preventoriu TBC, sunt 1.850,50 lei. Materiale, cheltuieli materiale. Și materiale, cheltuieli materiale, sunt 450,25 lei. Ajungem la capitolul de investiții. Suma totală a cheltuielilor pe care noi o alocăm din total venitul este 24%. Este o sumă, zic eu, foarte bună, pe care primăria de Lemn și-o permite să o aloce doar pentru investiții. Deci anul acesta avem prevăzut în bugetul local pentru investiții suma de 3.211,88 lei. Și ele se repartizează astfel. Pe infrastructura școlară. Suma pe care o avem alocată este de 790.000 lei. Și aici vă prezint că noi am discutat în amănunt și pe fiecare obiectiv în parte. Sunt acele investiții pe care noi le propunem să le facem prin Ministerul Dezvoltării. Da? Sunt școlile și grădinițele din comuna noastră pe care dorim să le reabilităm prin Ministerul Dezvoltării. Și am fost nevoiți să alocăm anumite sume pentru a depune documentațiile la Mederam. Da? Apă canal. Știți că comuna de Lemn este deficitară la capitolul ăsta, în ceea ce înseamnă rețele de canalizare care vor începe să fie executate începând cu anul 2018, iar rețeaua de apă care este existentă este insuficientă la momentul actual. Tot așa avem depus proiect prin Ministerul Dezvoltării, da? Unde avem convingerea că vom obține și finanțare și suntem prins în master plan, care va intra în execuție în anul 2018, da? La apă canal, suma pe care o avem alocată din bugetul local este de 500.000 lei. Gaz. Vom continua și anul acesta, funcție de legislația care trebuie îndeplinită pe acest gen de investiții, pentru că trebuie să precizăm foarte clar. Noi nu putem face extindere de gaz doar când îi dorim. Există o legislație pe care trebuie să o îndeplinim. Există un operator cu care suntem parteneri, Gaz Nord-Est, da? Și există un Minister al Energiei care trebuie să dea niște avize și acorduri pentru ca noi să putem continua investițiile la gaz. Avem convingerea că lucrurile astea vor fi rezolvate și ne-am propus ca sumă pe care am alocat-o în buget, suma de 100.000 de lei. Da? Rețele electrice. La nivelul comunii de Lemn avem în execuție o lucrare la cele 59 de loturi de casă pe care le-am scos la concesiuni și le-am atribuit și acolo ne-am angajat că vom face și utilitățile, da? Avem deja un contract în execuție acolo de 350.000 de lei și mai avem câteva zone în care nu există rețea electrică extindere. Chiar în discuțiile care le-am avut cu dumneavoastră în comisie a fost adus în atenție zona de la limita cu Făgădău. Acolo sunt câteva familii care au și copii mici și o să încercăm să le rezolvăm și lor problema. Suma totală pe care am alocat-o aici este de 400.000 de lei. Suma alocată pentru drumuri, la nivelul comunii de Lemn. Știți că comuna de Lemn are cea mai mare rețea de drumuri comunale și sătești din județul Iași. Fiind cea mai mare comună ca suprafață din județul Iași, avem și cele mai multe drumuri de gestionat. Da? Ele, la momentul actual, sunt, zic eu, într-o stare normală de funcționare. Da? Dar necesită îmbunătățiri și întreținere periodică și avem convingerea că după ce vom finaliza implementarea proiectului prin măsura 7.2, unde vom face în jur de 7 km de asfalt și ieri am depus tot pe axa 7.2, dar o submăsură 4.3, drumuri de exploatație agricolă, unde avem prins drumul din Iugani, drumul de la Slobozia și pe totul, pentru că sunt drumuri de exploatație. Avem și acolo prin jur de 5 km de asfalt. Sper să reușim să obținem finanțare.
Suma pe care o alocăm anul acesta pentru drumuri este de 906,88.000 lei. Tot anul acesta ne-am propus, pentru că este o obligație prevăzută în legislația din România și toate controlele pe care le-am avut pe situații de urgență, avem obligația să achiziționăm auto special pentru incendii. Noi, la ora actuală, avem un contract de colaborare cu cei de la ISU, de la Hârlău, că ei au acolo un smurd, înțelegeți? Și cu cei de la Târgu Frumos, care este o unitate care aparține din Ministerul de Interne, dar avem și noi obligația să achiziționăm o autoutilitar. Am alocat anul acesta suma de 100.000 de lei pentru achiziționarea unei autospeciale SH. Da? Avem construcții pe care le dorim să le facem anul acesta și trebuie să aprobați bani din bugetul local. Este vorba de sediul primăriei. Da. Suma de 225.000 de lei, dar aici este prevăzută și lucrările, cred că, de la grădinița Poiana, da, și școala, și școala Maxud. Avem prevăzut 20.000 de lei dotări la Căminul Cultural. Le-am discutat în comisie ce intenționăm să achiziționăm aici. Tot cu dumneavoastră am stabilit și am considerat că este o prioritate pentru Comuna de Leni să facem un sistem de supraveghere videostradală. Da? Pentru a diminua toate faptele care se întâmplă negative la nivelul Comunei de Leni, furturi, accidente și tot felul de minuni, dorim să implementăm un sistem de supraveghere video. Da? Suma pe care o alocăm anul acesta este de 100.000 de lei. Intabulări și puzuri. Tot așa ne-am propus ca toate bunurile care aparțin domeniului public și privat a Comunei de Leni să fie intabulate. Da? Suma pe care o avem prins aici este de 70.000 de lei. Unii intră și finalizarea puzului de la Bernița și puzului de la Maxul. Da? Suma pe care mai avem prinsă tot la construcții se referă la 50.000 de lei pentru trotuare. Să știți că după discuția din comisie, pe care am avut-o luni, am făcut o analiză și sunt anumite tronsoane de drum pe drumul județean care pot fi făcute rigole, pot fi făcute trotuare. Adică deja acolo există gaz și cu siguranță nu va mai fi nevoie de săpătură pentru canalizare și altceva. Și cred că voi face demersurile necesare legale pentru a vedea ce autorizații ne trebuie de la drumurile județene pentru a începe să construim acele trotuare care sunt, zic eu, de maximă necesitate, pentru că, vedeți, cel puțin dimineața sau atunci când se dă drumul la copii de la școală, este foarte mare aglomerație, circulația în Comuna de Leni crește de la an la an. Asta este un lucru bun, asta înseamnă că Comuna este vie și se dezvoltă, dar trebuie să ne gândim și la siguranța cetățenilor. Deci suma totală pe care o folosim anul ăsta la investiții va fi de 3.211.888 de lei. Deci este o sumă, zic eu, destul de consistentă și am convingerea că vom reuși să implementăm cu succes toate obiectivele pe care ni le propunem. Încă o dată, vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dumneavoastră dovadă la discuția pe buget și transmiteți-le cetățenilor acolo unde nu am reușit să spunem, să intrăm în mod abrupt cu anumite investiții care sunt de maximă necesitate acolo, că vom face toate demersurile necesare ca cât mai mulți cetățeni din comuna noastră să beneficieze de aceste investiții. Vedeți că în continuare avem o mare deschidere pentru infrastructura școlară, da? Susținem cât de mult putem ca școlile din comuna noastră să arate foarte bine și nu vă ascund că la întâlnirea de astăzi pe care am avut-o cu reprezentanțe din cei care fac parte din proiectul Erasmus, unde Comuna de Leni este parteneră cu încă 4 localități din Italia, Bulgaria, Letonia și Grecia,
au apreciat la modul plăcut cum arată școlile pe care ei le-au vizitat din comuna de Leni, în special au vizitat școala de Leni. Astăzi merg să vadă și clădinița de Leni și au rămas surprinși plăcuri. Bineînțeles că noi știm cu toții că școala de Leni este una din școlile de top la nivelul comunii de Leni. Mai avem foarte mult de lucru în școala Poiana, școala PRD, da? Unde lucrurile nu sunt la nivelul școlii de Leni, ca și dotare materială. Dar depunem eforturi ca să ajungă și aceste două școli la, la nivelul pe care ne-l dorim cu toții. Așa că, domnilor colegi, dacă dumneavoastră aveți anumite clarificări sau anumite întrebări pe care doriți să le adresați, cu toate ce noi v-am spus pe investiții, deja lucrurile le-am discutat, rămâne doar dacă sunt anumite chestiuni populare. Da. Da. Mulțumesc, domnului primar, pentru prezentarea făcută. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări sau completări, vă rog. Nu vreau să scrii la cuvânt. De domnul sau și bine bine cu suma de la buget. Nu am nevoie. Nu am nevoie. Domnul primar, vă rog explicați ce înseamnă mii de euro. Nu înțeles când ați zis acolo la venituri. La temă picioare, nu înțeles. Da. Bine, nu. Haideți să vă înțeleg, nu înțeleg, înseamnă 1000 lei. Ei, nu, v-am înțeles, dar v-ați spus acolo. Nu, 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 nu. Deci, portalul venituri, când am spus 3566 de lei, adică strigă și n-am lipsesc de la puțin de trebuie. Domnul s-au jucat să-ți 14.000.000 de lei. Asta înseamnă 14.000 de lei. Sau 14.900 de lei. Adică 14.954 de lei. Traduceți în lei ce înseamnă. Domnul s-au jucat să-ți... Nu înțelegea. Adică înseamnă 149 de miliarde. Dar el nu înțelege, ați înțeles? Ce înseamnă? Domnul s-au jucat. Nu mai e. Nu, practic așa sunt formă, efectiv, noi toate raportările. Dacă sunteți de acord cu aprobarea acestei hotărâri privind bugetul pentru cheltuieli, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci unul pentru vot, două secretari. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâri privind la aprobarea de contele cheltuielilor privind naveta cadrelor didactice, lunile ianuarie-februarie 2017, școala Poiana și școala Vasut. Domnul Voc, vă rog. Da, sunt solicitații de solicitații din școlile respective, incluse în buget pe care urmează l-a aprobat astăzi, și abia după aceea se poate plata. L-am aprobat. Deci, de fapt, da. Dar nu, poate, nu pot plăti aici lunile decât după aprobare. Trebuie să știu într-un locaș. Da. Dacă sunteți de acord cu aprobarea acestui proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abținem, mulțumesc. S-a aprobat. 10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare a locuinței sociale. Prezintă domnul secretar. Da, aici, după cum vinișteți în inventarul domeniului public al Comunii de Leni, avem o casă socială, prezent ocupată de creșterea doamna Mitru Daniela. Și conform legii 114/1996, legea locuinței, aceste clădiri sunt repartizate în funcție de unele criterii pe care sunt trebuiau la folosit în Consiliul Local și până acum. Nefiind desfăcută astfel de procedură, venim la dumneavoastră cu aceste criterii, care zicem noi că sunt destul de drastice în vederea locării, prin cont care am o singură locuință socială. Și în speță, categoriile de persoane aici sunt prevăzute clar de legea care am menționat mai devreme 114. Persoane care sunt evacuate, tineri căsătorii în vârstă de până la 35 sau au împlinit deja 18 ani, invalide de gradul 1 și 2, persoane cu handicap, pensionari, veterani de război, beneficiarii prevederilor legilor recunoștinței față de luptători în Revoluția Română din 1989. Criteriile de acces în locuință. Să nu dețină o altă locuință, să nu fie deținut un contract în sensul ăsta, să nu fie înstrăinat o locuință,
Criteriile de realizare. Să fie avut cei care solicită prin cererea acestui am pus noi aici un punctaj, deci pentru o vechime care deci chiriașii care au o vechime mai mare de 5 ani, 10 puncte, cei care au între 4 și 5 ani, 8 puncte, între 3 și 4 ani, 6 puncte, între 2 și 3 ani, 4 puncte, între 1 și 2 ani, 2 puncte, mai mică de un an, un singur punct. Starea civilă actuală, familie monoparentală de cei care au un singur părinte 10 puncte, căsătoriți cu copii 7 puncte, căsătoriți fără copii 5 puncte, necăsătorit, văduvă, divorțat 3 puncte. Număr de copii în întreținere, 3 puncte pentru fiecare copil avut în întreținere. Venitul mediu lunar. Deci, la fel, familiei care sunt beneficiare legii 416-10 puncte, venitul cuprins între 120-250 de 8 puncte, venitul între 250-350 de lei 6 puncte, venit peste 350 de lei 4 puncte. Situația locativă, persoane cu handicap accentuat, gradul 1, 10 puncte, persoane cu handicap accentuat, handicap, am greșit, accentuat, grav este aici. Îmi cer scuze. Persoane cu handicap, deci accentuat sau gradul 2, 7 puncte. Persoane cu handicap mediu sau invaliditate gradul 3, 4 puncte. Astea ar fi propunerile noastre pentru a putea face o departajare în cazul în care sunt mai multe cereri venite în sensul ăsta. Dacă dumneavoastră aveți... Mulțumesc, domnul secretar. Vă rog, dacă aveți întrebări cu acest punct. Dacă nu vă propunem să trecem la aprobarea lui, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem în continuare la ordinea de suplimentară, care vom lua în discuție înaintea orarului politic informatică. Și avem un proiect de hotărâre privind la aprobarea alocării sumei de 30.000 de lei din bugetul local al Comunei de Reni, în vederea susținerii activității desfășurată de Asociația Sportivă Progresul de Reni, în perioada martie-decembrie 2017. Domnul secretar, să prezentați dumneavoastră, da? Un moment, dacă îmi permiteți, pentru că am aflat și eu, în curând, că fac parte din această asociație, o să mă abțin de la discuții, de la vot. O să rog pe doamna primar să conducă dezbatere la punctul acesta. Da, aici este vorba despre Asociația Sportivă care funcționează și operează pe numele de Len Progresul, care, ca și în fiecare an, după cum știm, sunt alocate anumite sume pe buget, ceea ce s-a întâmplat și anul ăsta, din ce știu eu. Și conform legii 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificări și completările ulterioare din deci modificări și completările ulterioare, sub care funcționează și Asociația din Comuna de Leni, sumele care unitatea administrativă teritorială, în special Consiliul Local, poate aloca anumite sume în anumite condiții. Ceea ce vrem să facem și noi, deci suma propusă pentru acest an este de 30.000 de lei. La articolul 2 aprobă modelul cadru de finanțare a contractului de finanțare, care îl avem în spate aici și sunt condițiile în care poate fi decontate, printre care conține și condițiile de finanțare. Și aici intră la cheltuieli, taxele de participare pe 2017, taxele de legitimare a jucătorilor, taxele de transfer jucător, dacă va fi cazul, barem arbitri, taxă, duplicat, nu știu ce este, taxa anumită stabilită de către cei de la județ. Cheltuielile privind transportul jucătorilor,
cheltuielile zilnice de masă și cheltuielile privind echipamentul sportiv. Anexul stabilit. Vreți să vă fac o mică scurt așa prezentare? Avem echipa de fotbal, trebuie să o susținem, dar suma este minimorul, 30.000 de lei. Da, am discutat-o. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Ați abținut cineva? Mulțumesc. Proiectul... Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului construire și dotare astfel scolă, Comuna de Lenz, județul Iași, în cadrul PND 2014-2020, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, componenta infrastructurii educațională. Prezent. Noi am mai discutat despre implementarea acestui proiect. Deja s-a stabilit locația, s-au stabilit indicatorii economici finali, s-a deschis ghidul, vom depune proiect și pe această măsură. Deci, el va... Locația este lângă blocul specialiștilor. Acolo am 1000 de metri pătrați am alocat pentru această construcție. Sperăm ca proiectul să intre la finanțare. El va fi finanțat, așa cum a spus și domnul președinte, domnul Sava, prin programul PNDL 2014-2020, am convingerea că va fi un proiect care va intra la finanțare. El va deservi în jur de 60 de elevi. Deci asta este capacitatea lui maximă, da? Capacitatea altă, spus, 60 de elevi. Valoarea totală a proiectului, indicatorii economice, este 212.967.000 euro. 212.967 de euro, da? Dacă dumneavoastră mai aveți o întrebare aici, prea multe discuții, noi le-am făcut, le-am discutat de foarte multe ori. Ar fi important și ar fi bine să îi prindem un proiect de genul ăsta, eu am convingerea că va intra la finanțare. Nu mai sunt resurse în finanțare. Noi am discutat problema ce implică lucrurile astea, am spus atunci de ce nu facem bucătării proprii și de ce mergem cu aia. E normal că după ce faci o investiție de genul ăsta, trebuie să te gândești că din bugetul local va trebui să asigurăm resursele să funcționeze. Că altfel, ce facem? Facem o clădire și ne uităm la ea? Dar eu, cum să vă spun, lucrurile astea le-am discutat și deși. Aveți acest punct? Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Vă rog. Cine este împotrivă? Abțineți? Deci aprobat. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezvoltării imobilului, teren și construcției bloc specialiști, înscris în cartea funciară cu numărul 61648 și 61640 și numărul cadastral, da? În suprafață de 2642 metri pătrați. În patru lucruri cu numele cadastrale și cu funciare distincte. Deci are legătură cu After School-ul. Acolo, din suprafața de 2642 m2, avem o cale de acces comun de 224 de metri pătrați, cu carte funciară 61.649, teren pentru edificare After School 1000 de metri pătrați, cu carte funciară 61.650, construcții bloc specialiști cu terenul de sub bloc și trotuar, 261 de metri pătrați cu carte cadastrală numărul 61.651, teren cu construcție anexă, bloc, garaj, auto și beci, în suprafață de 1157 metri pătrați cu carte funciară număr cadastral 61.652. Deci am făcut cărți funciare cu dezmembrare pe fiecare în parte, ca să fie treaba foarte clară, că așa este normal. Asta este punctul... Da. Dacă sunt întrebări. Acolo, când o să discutăm, să se vândă blocurile respective, pe lângă clădirea respectivă, plus minus, cât teren rămâne? Spre în față, nu spre spate, spre în față. Nu mai rămâne? Ba da.
Am să vă spun așa, în momentul când s-a făcut măsurătorul și dezmembrarea, de asta s-a și făcut dezmembrarea acolo, în jurul blocului vor fi cel puțin 4 metri de la, de la bloc până la limita proprietății unde s-a dezmembrat 1000 de metri, nu până la limita următoarei clădiri. Că nu înseamnă că clădirea care va fi făcută în cei 1000 de metri va fi imediat lângă bloc. Adică ea va fi amplasată să respecte niște condiții de normalitate și de standard din punct de vedere al construcției. Adică nu am făcut lucrurile astea, înțelegeți, să... Nu. Dar noi avem o obligație clară, prevăzută în legislație, altfel nu ți autorizează. Da. Cum? Da, dar noi avem un pug aprobat la nivelul comunii de Leni, unde sunt stabilite alte norme. Dacă avem teren da, cu siguranță, cu siguranță. Avem nici prea mult, domnul primar. Cum s-a întâmplat în alte părți, că am vândut proprietăți cu teren cu toți și l-au închis. În principiu, l-au închis. În loc să iese un loc de parcărție și proprietate. Poate să facă și o cotiață, da. Face și o cotiață. Dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Da. Stimați colegi, am de vedere că am uitat ordinea de zi, declarăm ședința închisă.